Bună seara, prieteni! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Videocrația, aici pe Unde TV. În această seară vă propun să începem să discutăm despre Revoluția din 1989. Știu, de-a lungul celor 26 de ani care au trecut de la acel decembrie 89 și până astăzi, lucrurile s-au nuanțat foarte mult. Fie că au apărut informații diverse, fie că au apărut chiar documente din acea perioadă, filmări. Și atunci spiritul acelor prime ore, zile ale evenimentelor din 1989 a devenit cu totul altul. S-au întâmplat tot soiul de lucruri care au schimbat perspectiva asupra a ceea ce numeam atunci Revoluția din 1989. S-a vorbit foarte mult despre evenimentele din 1989 și mai puțin despre Revoluție în sine în anii din urmă. Pentru că au apărut informații că n-a fost chiar o revoluție, că a fost mai degrabă o lovitură de stat începută sau debutată cu un parfum de revoluție. Dar ziua aceea de vineri 15 decembrie 1989, zi în care, iată, suntem acum la distanța 26 de ani, e considerată ca fiind, dacă nu chiar începutul Revoluției la Timișoara, cel puțin preambulul ei. Citesc de pe dintr-un material publicat de Gândul.info. E ziua în care un grup de enoriași ai Bisericii Reformate, situată în Piața Maria, s-au adunat pe strada Timotei Cipariu, vecină cu piața, în fața casei parohiale în care locuia pastorul Laszlo Tökes. Inițial a fost mai degrabă o procesiune religioasă decât un protest, o așteptare tăcută în care cei 15-20 de oameni prezenți au aprins lumânări și le-au rânduit pe pervazul ferestrelor de la demisolul clădirii. Aș vrea să vă întreb în această seară dacă aveți amintiri din acel moment, amintirile probabil fiind legate mai ales de ceea ce discuta, să spunem, sau se vorbea la acel moment la Radio Europa Liberă sau la Vocea Americii sau poate la radiouri străine în alte limbi, nu în limba, care nu transmiteau în limba română. Dacă vă aduceți aminte de acele momente, sunați-ne la ID-ul de Skype unde.tv să intrăm în legătură directă și să discutăm despre ce simțeați la acel moment. Am auzit, sunt convins că și voi, de-a lungul anilor, sute de persoane dintre cei ce se numesc revoluționari și au primit și diplome de revoluționari, povestind acele începuturi ale Revoluției. Eu aș vrea în această seară să participe cei care nu au diplome de revoluționar, să spunem, la această emisiune și să povestească simplu din punctul lor de vedere ce simțeau mai degrabă în acele momente. Pentru că emoția, trebuie să admitem cu toții, era teribilă. Eu eram un adolescent atunci, aveam 14 ani și jumătate în 1989, dar mărturisesc că începusem să înțeleg și sunt convins că mulți congeneri de-ai mei au același sentiment. Înțelegeam deja în ce țară trăiesc și mă îngrozeam că va trebui să trăiesc o viață întreagă într-un regim comunist. Prin urmare, primele informații pe care le auzeam la Europa Liberă, ascultată și la acea vreme de tatăl meu, mi se păreau ireale, incredibile. Aproape că nimeni nu se gândea că poate să existe și în România o descătușare. Ei bine, s-a întâmplat. La distanța a 26 de ani de la acel moment, dând filmul înapoi, n-am nicio clipă regretul că am scăpat de Ceaușescu, dar mărturisesc că speranțele pe care le aveam atunci în ceea ce ar fi trebuit să fie schimbarea la acel moment au rămas mult în urmă și mă iau un zâmbet amar când mă gândesc la ce mi-imaginam eu că se va întâmpla în România după 1989. A fost un moment de maxim entuziasm în primele zile, spune chiar în primele luni, după care treptat, ușor, ușor, lucrurile s-au estompat. Astăzi cineva îmi scria pe pagina de Facebook, sper să găsesc rapid mesajul, dacă nu am să citesc din memorie, spune așa, discutăm despre evenimentele din 1989, voi nu vedeți că arde țara, se întâmplă niște lucruri în momentul de față în România? Da, se întâmplă foarte multe lucruri în România, de la discursul lui Klaus Iohannis până la legea antifumat, până la protestul oierilor și așa mai departe. Dar toate, dacă ne uităm un pic în urmă, au legătură cu acel decembrie 1989.
Pentru că în acel decembrie 1989 sunt convins că dacă ne-ar fi întrebat cineva cum va arăta România după 26 de ani, probabil că am fi spus rapid, mai bine decât Germania, mai bine decât Franța. Românii, un popor harnic, muncitor, niște oameni minunați care n-au avut ocazia să se exprime, să iasă din case și să se manifeste ca niște mici antreprenori, ca niște mari afaceriști, ca niște minți luminate ale acestui continent. Ei bine, le vom arăta noi ce înseamnă forța românească. 26 de ani după, vă întreb ce s-a ales de ceea ce ne imaginam în decembrie 1989. Dacă avem o primă legătură prin Skype la ID-ul unde.tv, să intrăm în legătură directă. Colegii, spuneți-mi, suntem în legătură directă. Bună seara! Cu cine stăm de vorbă? Bună seara, nu știu, vorbiți cu mine? Cu dumneavoastră vorbesc. Da, domnul Roșca, da? Marcel Roșca, da. Mi-a spus rândul trecut când am vorbit când era domnul prim-ministru Gela, da. Ăsta e numele meu de Skype, în sfârșit. Păi, sigur că mă interesează foarte mult subiectul ăsta. L-am trăit din plin. În 1989 aveam deja aproape 5 ani de când fugisem în Germania. De 2 ani de zile reușisem să o duc și pe mama. După ce am făcut greva foamei, am plătit vreo 24.000 de dolari. Și ce am mai făcut? Am citit o scrisoare deschisă lui Ceaușescu, prin care sigur că trebuia să critic situația mamei mele și a acțiunilor care se făceau atunci de către cei care aveau forța în mână. Așa, și vă spun că după ce scrisoarea s-a citit vineri, sâmbătă și duminică, printr-o întâmplare, nici eu n-am ascultat direct, nici mama. Nu știu cum s-a întâmplat, nu mai explic acum ca să nu pierdem timpul. Cert este că lunea dimineața mama a primit vizita unui colonel care a spus: ascultă, fă, spune lui Fitu să nu mai scoată o vorbă că rămâne fără cap. La care mama m-a sunat imediat tremurând de frică, că mereu îmi spunea: nu veni că te omoară, nu veni că te așteaptă. În sfârșit. Și într-adevăr i-a spus: în 3 zile primești pașaportul. L-a primit după masă. Și mama vrea să și plece. Zic: stai, mamă, eu încercam așa să nu arătăm, de fapt, intenția noastră. Lasă, vie, că vine încet, că o să mai vii, de acum o să meargă. Vezi că dumnealor au înțeles și cu tare. Bun. Ei, asta e. Și stăteam amândoi cu frică, pentru că ce s-a întâmplat atunci, în perioada aia, era teribil. Gândiți-vă că s-a întâmplat povestea, că a spus, de Europa Liberă. Da. La Georgescu, directorul unu, care, pe care l-am cunoscut personal, i-am cântat, că ne întâlneam noaptea, seara, așa, la un restaurant românesc, așa oarecum, plin de români, și ne mai vorbeam de una de alta și cu tare mai mă învățau și ceva. Și care m-a învățat, a zis: Marcele, nu poți să găsești altă soluție decât să vorbești la Europa Liberă, să-l critici pe Ceaușescu. Zic: da, dar mi-e frică, omoare. Au dat-o afară din casă, a dormit pe străzi, n-a mai primit-o nimeni, nici rudele, nici nimic, de frică. Da, și nu, și ăsta e simplu. Da, și într-adevăr a avut dreptate. Și mi-a părut tare rău după aia ce s-a întâmplat. Nu știe nimeni nici acum. În sfârșit, Dumnezeu știe. Bun, în clipa în care am început să auzim de la Europa Liberă, sigur că stăteam cu toate radiourile, îmi cumpărasem aici o droaie de radiouri, nu mai zic ce aveam, antene pe casă, pe unde n-aveam, așa, ca să prinde și mai bine, să auzim tot ce se putea de unde putea. Și ne-am dat seama că situația nu este ușoară. Auziserăm deja dinainte de ce s-a întâmplat la Brașov și mă gândeam, zic, măi, nu se poate, zic, așa ceva nu se poate. Zic. La Brașov în 87 sau când? Păi, în 87, da. Zic, nu se poate. Bine, pe urmă s-a lămurit, adică s-a liniștit totul, săracii. Ei au fost omorâți, bătuți și așa, și pe dincolo au dispărut cei de la Brașov și a venit povestea asta nouă. Mă gândeam, zic, Doamne, poate că s-au infiltrat prin Serbia, au venit pe acolo, poate că nu știu ce, că serbii mai erau sau mai nu erau cu comuniștii încă de pe vremea lui Tito. Am luat imediat legătura cu Europa Liberă, a spus: stați în legătură cu noi, că o să... Ne cunoșteam foarte bine cu mai toți de acolo. Am primit și diplomă că am vorbit contra lui Ceaușescu și așa și pe dincolo. Apropo de diplomă, am și o diplomă sau două chiar, că am cerut din nou a doua oară să vadă ce-i cu dosarul meu, ce-i cu tare, și mi-au spus că nu este absolut nimic, adică sunt clean, ca să zicem. Da. Da, Dumnezeu știe. Asta vă zic, mă mir. Puteți să-mi spuneți totuși că m-ar interesa să înțelegem puțin la distanța 26 de ani
Bănuiesc că la acel moment ați avut foarte mari speranțe, o bucurie foarte mare în momentul în care a căzut Ceaușescu și a căzut regimul comunist, de fapt. Aș vrea să-mi spuneți acum, privind retrospectiv, 26 de ani după acele evenimente, cum vă uitați la ceea ce s-a întâmplat în decembrie 1989? Păi, mă uit cu ochii mult mai clari acum, pentru că știm mult mai multe. La început, sigur că bănuiam, bacă-i asta, erau zvonuri care erau induse special ca să ne inducă în eroare, așa, și ne-au și aiurit, ne-au, ce să mai zic. Atunci, în primul rând, trebuie să vă spun asta împreună cu alți doi prieteni de-ai mei care amândoi trăiau în orașul în care trăiesc eu acum și mai trăiesc și ei acum tot aici. Unde sunteți? În ce oraș sunteți? Essen. În Essen, așa. Inima de oțel a Germaniei, cum se zice. Da. Primul, care au ras-o. Normal, că asta a fost situația în timpul războiului. Bun. Și ne-am gândit toți trei să mergem așa, să plecăm, să zburăm în România. În primele zile, să fim acolo. Eu am luat legătura și aveam voie să transmitem tot ce vrem pentru românii din România și mai spuneam și eu ce mai știam de una, de alta, ca un tembel. Nu știam mare lucru, dar așa, ca fiecare să... Bun. Și când m-am dus, de fapt, eu la autorități, că aveam cunoștințe pe aici, așa. Știți ce înseamnă când ești cântărești, artist la opere cu tare, ai posibilitatea să cunoști foarte multă lume, politicieni și din toate păturile ale administrației, statului respectiv și cu tare. Și atunci m-am dus și am zis, domnule, zic, vă rog, ajutați-mă, vreau să plec în România, nu se poate. Eu, mai ales că auzisem că și colegii mei de la Dinamo se băteau acolo, făceau nu știu ce, așa, și le transmiteam și spuneam că vin și eu și mă antrenez la clubul poliției și n-am nicio treabă, trag bine și... Domnul Roșca, stați puțin, vreau să vă întreb așa. Ați trăit și înainte de 1989 o perioadă în capitalism, da? Da, da. Bun, pentru că ați plecat din țară. Vă întreb așa, ceea ce s-a întâmplat în 26 de ani în România a fost capitalism? Sau e capitalism și astăzi? E un fel de așa, o, cum să zic, o tocitură, da, un carcalete în care, vă spun drept, de fiecare dată când veneam, că aici mi-am născut, mi-am făcut familia, am trei băieți, duceam în România, în sfârșit mai miorleau, la început le plăcea, pe urmă au început să vadă și ei să trezească și... Au zis, nu, mă, tată, tu nu vezi ce acolo și cu tare. Bun, lucrurile s-au îmbunătățit, dar, cum să spun, ca o haină de aia pe care o mai cârpești pe acolo și gata, nu-ți mai ție frig, adică ești mai învelit, dar este infernal. S-a furat îngrozitor de mult, ce să vă zic, ce nu s-a făcut acolo și de-aia m-am ferit. Să mă duc în România să fac vreo afacere sau să mă combin cu foști prieteni, colegi, pentru că nu că mi-era frică de ei, dar știam că acolo e un dezastru și nu puteam, n-am fost în stare în viața mea să fac lucruri de astea. Și atunci, pur și simplu, știu că am vorbit toată cu dumneavoastră, nu mi-am spus numele, v-am dat telefon, erați atunci, nu știu, la Realitatea sau undeva. Așa. Nu mai contează acum, da. Și atunci tot așa v-am spus. Zic, uite, nu v-am spus că vin, că sunt plecat, că nu știu ce, dar v-am spus că, domnule, România nu e nimic, nu știu, nu pot să o iei, dar n-are niciun capăt. Nu puteam să o apuc. Bun. Vreau să vă propun și noastră, știu că ne așteaptă pe Skype în momentul de față un alt prieten al emisiunii Videocrația, domnul Ștefan Vidreanu, dar am să-l rog, îl salut. Bună seara, domnule Vidreanu. Vă salut. Vă rog, rămâneți cu noi un pic, încă, mă rog, câteva minute. Vreau să E perfect. Vreau să difuzez o secvență și să comentăm după aceea chiar pe marginea acestei secvențe. Îl rog de asemenea și pe domnul Marcel Roșca să rămână cu noi în legătură. Vreau să vedem împreună, repet, această secvență. E un discurs al lui Nicolae Ceaușescu din 15 iulie 1989.
Secvența poate ați mai văzut-o, să spunem, dar aș vrea pe marginea ei să vă provoc și pe dumneavoastră, cei care sunteți acum deja în legătură cu noi, dar și pe cei care sper să intre în această seară în legătură cu noi, apelându-le la ID-ul de Skype unde.tv, după ce discutăm despre ce simțim acum la 26 de ani de la Revoluție, să vorbim puțin și despre acest discurs. Uite, urmărim, cum ziceam, această filmare, este din 15, spun încă o dată, din 15 iulie 1989, mai erau câteva luni până la evenimentele din decembrie, dar discursul este foarte interesant, priviți-l și revenim după aceea în legătură directă să comentăm. Actualmente, situația țărilor în curs de dezvoltare este deosebit de gravă. Mai mult de 4 miliarde de oameni trăiesc în sărăcie și în acest deceniu situația lor a continuat să se înrăutățească, în timp ce țările bogate și din acestea, desigur, un mic grup de bogați au acumulat anual zeci și zeci de miliarde de dolari din țările în curs de dezvoltare. Este o situație care nu poate să continuă mai departe. Așa reprezintă lumea spre care unii domni ne îndeamnă să revenim. A inechității, a jafului, a asupririi. Am cunoscut-o sute de ani și 100 de ani sub capitalism aceasta. De aceea am declarat că pentru noi a pus întotdeauna o asemenea cale. Poporul nostru spune câteodată că aceasta se va întâmpla când o face flocul mere sau richita micșunele. Nu vă grăbiți să aplaudați. Genetica modernă a făcut progrese uriașe. Și e posibil să ne întâlnim cu plopi și cu richită care să facă mici. Dar nici atunci, chiar în asemenea situații, nu vom admite întoarcerea înapoi. Capitalismul în România a pus pentru întotdeauna poporul este adevăratul stăpân și va rămâne veșnic stăpân pe destinele sale, pe bogăției din țări. Aceste cercuri și acești domni ar trebui să-și îndrepte lucrurile privirea spre două direcții. Cum să se lichideze asuprirea țărilor în curs de dezvoltare? Să se rezolve datoria externă de 1200 de miliarde de dolari a acestor țări. Și aceasta nu prin simboluri. Simbolismul o fi bun în artă, în economie și în politică nu face doi bani. Da, aceasta a fost secvența, să spunem, pe care voiam să o vedeți, pentru că, mă rog, Ceaușescu la acel moment spunea: domne, n-o să ajungă niciodată capitalismul să se întoarcă în România, am trăit niște zeci de ani în capitalism, nu se mai întoarce capitalismul. Hai să vedem ce spune domnul Ștefan Vidreanu pentru început despre această secvență. Vă rog, domnule Vidreanu. Părerea mea, știți care e?
Care comunismul a avut o lege scrisă. Capitalismul nu are nicio lege. Totuși a avut după ce se ghida. Păcând democrația nu se ghidează după nimic. Vedem cum, ce se întâmplă dacă nu-i o lege a țării, o lege după care să ghideze. Păi lege există, avem o grămadă de legi, trebuie să admiteți asta. Un proiect de țară. Comunismul a avut, s-a luat după o lege. Aia a fost ideea lor, că a fost bună, că nu a fost bună. Acum, procentual din populație analizează fiecare cât a fost bun și cât nu a fost bun. Dar a fost o lege. A fost bună, că nu a fost bună aici. Așa e și democrația acum, nu? 10% zice că e bună, 80% zice că nu e bună. Deci fiecare cum își așterne, cam așa doarme. Da, să înțeleg că dumneavoastră vă este, mă, nu spun că sunteți nostalgic, dar vi se părea că erau lucrurile mai bune în comunism? Nu erau mai bune, nu. Exclus. Mai ales că am fost și eu unul care am pățit-o pe vremea lui Ceaușescu. În 86 am fugit la sârbi, am stat 3 luni acolo și m-au dat înapoi pe un vagon de sare. Mm-hmm. Am stat la Belgrad 3 luni în lagăr și după 3 luni m-au dat înapoi că au dat Ceaușescu un vagon de sare pe pielea mea, nu? Mă rog, și ce-ați pățit când v-au adus înapoi în țară? Am fost un norocos, că am fugit pe 1 noiembrie și în 25 octombrie în 86 Ceaușescu a dat un decret de amnistiere până la 3 ani de pușcărie. Și când m-a dat înapoi, am prins decretul ăla și n-am făcut o zi de pușcărie. Câteva pălmuți așa pe la graniță când m-a adus înapoi, dar neimportante. Da, haideți să ne întoarcem la dialogul cu domnul Marcel Roșca. Da. Ce sentiment v-a trezit secvența de mai devreme cu Ceaușescu, discursul din 15 iulie 89? Secvența am mai ascultat-o și sigur că și atunci când am ascultat-o prima oară mi-a trezit niște idei. Vreau să vă spun următorul lucru. Deci, în primul rând, ca să îi spun și colegului meu de emisie acum, comunismul, a spus dumnealui că avea legi, da, dar comunismul este o idee neterminată a lui Marx, adică nu are niciun sfârșit. Și după aia au încercat unii să-l ridice, să-l facă, dar nu mai discutăm despre asta. Deci, legile care le-a... În schimb, însă, vreau să vă spun că Ceaușescu avea, într-adevăr, în jurul lui oameni deștepți și foarte bine pregătiți. Întâmplător vă spun că am avut ocazia să stau la un metru de Ceaușescu, să-i cânt, să-i spun poezii și așa mai departe, că asta era legea atunci, nu puteam să... Da, și mă căutau, nu mai zic unde, ca nu cumva să intru cu vreun pistol, că și tot știau că știu să trag foarte repede și bine. Bun. Deci, din punctul ăsta de vedere, el ce a făcut atunci, cu efortul enorm al populației, ce să mai zic, am să pun pe Facebook un film cu mama când am venit de la operă cu ruptură de mușchi din cauza frigului, spectatorii stăteau cu blănurile și cu căciulele în cap, iar noi eram îmbrăcați ca așa și de balerinele și balerinii îmbrăcați în ciorap de nylon și de ce să mai zic. Și noi eram îmbrăcați cu 3-4 plovere. Deci nu se poate discuta că a făcut un lucru bun. A făcut un lucru, un efort nemaipomenit, din care cauza i-a enervat pe toți, și pe ruși și pe americani, nu? Că și-a plătit singur datoriile și că a vrut să-și facă o nouă bancă a lui, nu știu cum, sistem financiar, așa, care să lovească în sistemul care era și care este, în sfârșit, cel capitalist. Însă, din păcate, el era sfătuit, dar nu era sfătuit chiar 100% care e situația și nu se spunea exact care e situația în țară, din care cauză, după cum știți, cei care îl apărau și-au întors spatele exact în ultimul moment și chiar au ajutat la prinderea lui și așa mai departe. Deci, din punctul ăsta de vedere, da, aici a dat greș. Oricum,
după cum vedeți că apar acum peste tot tot felul de declarații noi și de reportaje noi, lucrurile erau stabilite dinainte, așa cum știm și noi, de Gorbaciov, care nu vroia să... Celebra întâlnire de la Malta. Acest comunism, acest bolșevism, ca să facă din el, din, cum se zice, din aia bici, așa ceva. Și n-a reușit să facă și noi îi mulțumim din punctul ăsta de vedere că s-a terminat așa treaba. Dar acum ce în România e nici de aia, nici de aia altă. Adică... Am înțeles, da. Mulțumesc foarte mult pentru acest, pentru acest comentariu. Ne întoarcem la domnul Vidaru, vă rog, vă ascultăm. Da, acum e un comunist cu față umană, așa cum a promis Iliescu, nu? Da. A rămas, nu știu, a rămas sămânța în pământ și a crescut încet, încet, odată cu buruienile. Părerea mea. Dar vi se pare că trăim în comunism în momentul de față, chiar și cu față umană? Mie mi se pare că trăim într-o chestiune ușor nedefinită, cum spunea mai devreme și domnul Marcel Roșca. Adică m-am uitat ieri la povestea cu pensiile parlamentarilor. Există o castă conducătoare alcătuită din oamenii din parlament, din guvern, din șefii de instituții, din prefecți, din președinți de consiliu județene și mulți primari. Ăștia o duc bine și există foarte mulți români care n-a spune bun că mor de foame sau... Nu despre asta este vorba, ci care ciugulesc pe lângă stăpâni și aia mai mici. Da, se chinuie în acest moment să se descurce într-un hățiș din ce în ce mai nenorocit de legi. Uite, mă uitam, protestul ăla de el arciobanilor ne-a arătat foarte clar cât de mare este hățișul ăsta. Adică coboară ăla din munte, de la stână, să vină să sară gardul la parlament, mai să ia cu bâta, cu bota, să ia pe ăștia la omor din parlament, păi înseamnă că am ajuns într-o situație destul de nebună, e ceva defect cu felul în care funcționează lucrurile în țara asta. Părerea mea, că în România, peste 90% din cauza sărăciei. Pentru că 10% care trăiesc bine și-au ajuns mai milionari ca în țările democrate unde sunt 5 generații în spate de patroni și n-au atâtea milioane în bancă ca noi. Da? Și atunci îs o mână care a fost în vechiul FSN, s-a infiltrat în toate partidele, părerea mea, da. Și oricare partid la guvernare iau oameni acolo. Da, vă dau dreptate. Au pus bazele unei mafii italiene, dar cu un nivel mult mai mare. Aici, în Italia, a fost numai în Sicilia. În nord nu a ajuns, numai acolo, zonal. Dar la noi, în toată țara. Dumneavoastră ce faceți acolo în Sicilia? Eu nu sunt Sicilia, sunt nord, lângă Milano. Sunt șofer de 15 ani aici în Italia, așa că am prins toate anotimpurile Europei. Da, frumos spus. Îmi place cum sună. Am prins toate anotimpurile Europei. Stați că poate s-ar putea ca iarna să nu fi venit încă. Ar putea să fi prins primăvară, vară, toamnă. De 15 ani de când sunt în Italia... Am întors toată Europa asta ca șofer. Deci am avut ocazia să văd comportamentul în toate țările. La noi s-a format în țară ceva diferit de toată Europa. Nu găsești un caracter ca la noi în țară în toată Europa. La sistemul ăsta i-a rezolvat cu șpăguța, cu... Înțelegi? Da. Ăla care are, dă-și șpăguța. Dar ce să face ăla cu 300 de lei pe lună? Din ce să dea? Că nu-i ajunge de pâine. Deci e o boală universală treaba asta. S-a format o mentalitate de țară diversă de toată Europa. Noi suntem altfel. Da, românii sunt altfel decât toți. Da. Altfel decât toți, da. Mulțumesc, domnule Ștefan Vidreanu, din Italia am primit acest apel. M-aș bucura să intrăm în legătură în această seară cu cât mai mulți români plecați dincolo de granițe, pentru că mulți dintre ei, să știți, că au plecat după 1989 și știm toți, tocmai pentru că nu înțelegeau ce se întâmplă cu România și încotro vrea să meargă România. Unii au plecat după mineriadele din 90, alții au plecat pe vremea lui Văcăroiu când era prim-ministru, că
era dezastru. Alții au plecat dezamăgiți de faptul că nici după 1996, după venirea lui Emil Constantinescu la putere, nu s-a produs schimbarea atât de dragă și de dorită. Alții, după revenirea lui Iliescu la putere, alții după venirea lui Băsescu la putere și tot așa. S-au întâmplat varul de migrări. Îl avem pe Oscar Manto de la Timișoara alături de noi. Bună seara, Oscar, mă bucur să te revăd. Bună seara, mă auziți? Salut, sigur că da, te auzim, te vedem, totul e perfect. Mi-am pus căști, am ținut cont de instrucțiuni. Bravo, minunat, uite ce bine ne auzim când ai căștile puse și e absolut în regulă. Bună seara, Robert, bună seara privitorilor tăi și tuturor celor din România și din diaspora. Este o zi încărcată de amintiri, ziua de 16 decembrie 89. Uh-huh. Fac specificația asta. Cel puțin pentru noi timișorenii care, mulți dintre noi am asistat live, cum se spune, la desfășurarea evenimentelor. Ce pot să spun? E o zi care nu se șterge foarte ușor din memoria colectivă, cel puțin a noastră, și ar fi păcat să se întâmple acest lucru în memoria colectivă a tuturor românilor, știi? Pentru că flacăra care s-a ițit în Timișoara, începând cu ziua de 15 decembrie, cum m-ai amintit, da, zi în care eu, trecând pe lângă biserica reformată unde presta pastorul Tăcheș, am văzut, să fiu sincer, nu erau mai mult de 30 de oameni mai în vârstă, eu eram mult mai tânăr în vremea aia, erau oameni mai în vârstă cu câte o lumânărică în mână, stăteau pașnici, liniștiți, nu se auzea nici musca, știi. Mi-am pus întrebări, sigur, la Europa Liberă pe vremea aceea se desfășurau fel și fel de colocvii în studiourile din Germania vis-a-vis de problema Tăcheș, am pus ghilimelele, da, de la problemă. Și am înțeles într-un oarecare fel despre ce e vorba. Mai mult, sâmbătă, eu sunt, ca să pun iară niște ghilimele pentru cei care ne ascultă, sunt Bozgor, vorba răposatului Vadim. Ce înseamnă asta, mă? Ce sunt Bozgor? Bozgor după Dex ar însemna un om fără țară, dar expresia asta s-a împământenit ca o expresie peorativă la adresa ungurilor. Uh-huh. În fine, uh-huh, dar reține, sunt mai român decât cel puțin 7,4 milioane, știi? Așa, da. Bun, și să revin. Sâmbătă, fiind zi liberă, cu un vecin de-al meu, la fel, Bozgor ca și mine, nu-i dau numele, mai schimbam câte o cafeluță, câte o vorbă, mai stăteam cu sârma legată la calorifer, la Albatros, la Europa Liberă, și îmi spune, mă, tu știi de al nostru, de Tăcheș, eu sunt catolic, el Tăcheș reformat. Păi am auzit ce s-a discutat. Ok, seara pe la vreo 8 și un sfert, îmi bate la ușă și îmi spune, mă, hai să mergem, că am auzit că s-a adunat lume la biserică, la Tăcheș, să susținem și noi, că vor să-l mute din Timișoara, scandal. Bine, mă, feri, mergem, luăm troleibuzul, ok, traversăm de la spitalul de copii din Timișoara, timișorenii știu, acolo era stația troleibuzului 13, coborâm, să traversăm parcul central peste podul de la Vega și să ajungem în Piața Maria. Am și pus pe pagina mea de Facebook astăzi o poză din seara zilei de 16 decembrie, un instantaneu prins în Piața Maria din seara în care se adunaseră oameni acolo. Și trecând prin parc, aud pe pod, deci parcul este lângă pod, aud pe pod, jos cu Realesu, jos cu Realesu. Sincer, nu mi-a fost tot una. Au început să-mi transpire palmele. Da, era de neimaginat, da, să auzi. Era o premieră pentru mine. Da. Recunosc, m-am speriat și zic, Feri, băi, eu nu mă mai duc. Bă, auzi ce strigă ăștia. Hai, mă, zice, ce ești, ungur adevărat? Zice, ești român? Mă rog, hai. Și m-a luat așa, de pur și simplu m-a tras, hai să mergem. Era hotărât. Băi, să nu mă fac și eu vorba aceea de rușine, zic, mă duc până la urmă, știi? Recunosc, primul meu impuls a fost să mă retrag în depozit, cum ar veni. Așa. În depozit. Ok, mergem, ajungem. Multă lume, când am ajuns, erau vreo 1000 când am ajuns. 800-1000 de oameni acolo.
În scurt timp s-au înmulțit. La un moment dat a ieșit pastorul Techeș în fereastra de la etaj unde locuia și a zis să mergem acasă liniștiți, că lui nu îi se întâmplă nimic, el este în siguranță și că nu are rost să ne facem griji pentru el. La care noi, bineînțeles, nu plecăm, nu plecăm. Ne-a prins flama, deja flama, eu știu, revoluționară, să folosesc cuvântul ăsta, ne-a prins cumva. Și din momentul ăla au început scandările, libertate și tot ce implica discursul ăsta protestatar, știi? La un moment dat era deja 10 fără 10 seara, noi nu plecam, cântam, vești circulau de la unul la altul, vin studenții din campusul studențesc, trebuie să așteptăm. Ok. Știi, biserica pastorului Tăcheș este dintr-o o arteră principală într-un intrând așa lângă linia de tramvai și am ieșit curioși afară să vedem că au zis, vin studenții, cum arată studenții? Cine crezi că veneau? Veneau mardeașii 2 metri 120 de chile cum le spune în armată, am făcut armata, l-am uitat, paltoanele alea militărești, așa, mai sunt auzit? Te auzim, mă întrebam, găzile patriotice... Mantale, așa, mantale. Cu mantalele. Am numărat din ochi, fără petlițe, fără nimic, fără grade, fără nimic, am numărat așa din ochi, minim 100, 120, 30, ceva de genul ăsta, cifră rotund, zicem 100, toți cu câte niște par din aia așa în mână. Deci asta se întâmpla, Oscar, spune încă o dată. 16 decembrie, da. Seara, 21.45, 21.50, ceva de genul ăsta. Uh-huh. Sunt mulți ani de atunci, îți dai seama, nu mi-am făcut un alt caz să-mi notez. La un moment dat nici n-am mai știut, ce să facem, înțelegi? Și s-au băgat, au venit, ne-au presurat cu alte cuvinte, cumva au venit, când noi vreți libertate, mă... Și și ne înjurau și ne loveau și trăgeau de haine. Nu vrei să știi, de-abia am scăpat de acolo, înțelegi? M-a suit cu un prieten în mașină, el până la urmă, eu nu sunt cu certificat de revoluționar, că eu nu de-aia am ieșit afară acolo, până la urmă. Prietenul ăsta al meu acum de vreo 20 de ani în state și ne-am suit în mașina lui, s-o tulim. Ăsta e adevărul. Da. Ne-am dus... După care zice, bă, hai să ne întoarcem înapoi. Bă, ești nebun? Zic, cum să... Bă, ne întoarcem, bă, ce poate să le fac? Bă, și ne-am întors. Iar ne-am dat jos, lângă, timișorenii știu la fel de bine, lângă biserica Tăcheș, peste drum era fosta sau actuala regională CFR, bă, așa, steam acolo, au venit între timp, veniseră, până când noi ne-am întors, veniseră militari în termen de la miliție, securitate, nu știu, că toți erau cu scuturi, cu bastoane, cu căști albe și stăteau pe pod și aveau tactica aia lor jandarmerească, să spun așa, tropăiau așa din picioare, 5 metri se opreau să ne intimideze probabil. Bineînțeles, mulți dintre noi deja am început să luăm pietre, să dăm cu pietre, să... Și a început bătălia acolo pe, în zona podului de peste Bega, în apropierea bisericii pastorului Tăcheș. Și țin minte cum au răsturnat o mașină din asta mică, un aro din ăsta cu tun de apă sau ceva de genul ăsta, argintiu era, l-au răsturnat, l-au prins și pe unul sau doi, am impresia, s-au prins soldați din ăștia și i-au luat la cafteală civilii, le-au confiscat scuturi, căști, bastoane. A fost o bătălie în toată regula. Bun, după care noi am plecat. Am auzit după aceea că noaptea, probabil, se spune și mai mult ca sigur am toate motivele să și cred că niște agitatori au spart în zona Pieței Maria, unde era biserica pastorului Tăcheș, au spart vitrine și de acolo a început totul. Am înțeles că de atunci au început și primele arestări și cam asta a fost în ziua de 16.
Duminică, în ziua următoare, a început masacrul în Timișoara. În jurul orei 17 au început rafalele de mitraliere și atunci au căzut și primii... Oscar, da, cum te uiți la evenimentele alea de acum 26 de ani? Sigur, văd că ți-au rămas și e firesc foarte multe detalii în minte. Ai o cronologie, cred eu, remarcabilă a acelor evenimente. Dar, dincolo de asta, privind retrospectiv după 26 de ani, ce s-a întâmplat atunci, ce simțeai atunci, ce simți astăzi? Bun, ca să fac o mică intrare în subiectul ăsta vis-a-vis de ce simt. Ce am simțit atunci s-a declanșat, vreau să spun, începând cu ziua de duminică, mai pregnant în mine, știi? Când am auzit și am fost acolo în centru când s-a tras și am văzut primii oameni care fugeau, am tulit-o, recunosc că am tulit-o și eu în duminica aceea, pentru că pe vremea aceea în centru era o zi din asta normală până la urmă, lumea ieșea mai cu teamă, șușoteau pe la colțuri, au ieșit, povesteau și normal, am ieșit toți și când au început să tragă, din momentul ăla a început... Nu spun o repulsie ce am simțit eu atunci, dar m-a întărâtat foarte tare chestia asta, pentru că au murit niște oameni nevinovați care nu cereau decât libertate, așa s-o ambalăm într-un context general, că libertatea asta implică și democrație și toate cele, știi? Cu privesc, n-aș vrea să intru în retorica generală, în sensul în care... aud folosindu-se clișeu, au murit degeaba copiii ăia. Bun, Dumnezeu se odihnească și eu am fost un norocos, pe mine timpul m-a cruțat până acum, știi? Și am fost un norocos atunci că am scăpat teafăr din toată nebunia aia, pun ghilimele. Și nu vreau să cred că acei copii au murit degeaba. Nu au murit degeaba. Doar că ceea ce ei împreună cu noi supraviețuitorii am nădăjduit că se va întâmpla în țara asta după acel sacrificiu, va fi ceva altfel decât ceea ce vedem astăzi. Asta este tot. Acei copii și maturii care au fost și... printre mulți decedați au fost și persoane mature, au făcut foarte mult pentru tot ce a trebuit să se facă în momentele acelea. Din păcate, ei au avut neșansa să nu poată să vadă astăzi, prin ochii vii ai lor, dacă ar fi trăit, ceea ce se întâmplă în ziua de azi. Eu personal nu sunt foarte decepționat de... eu știu, de perioada post-decembrie, în sensul tragismului, nu. Dar, sigur, privesc cu precauție și cu îngândurare, poate și cu un anumit reproș față de cei care ne conduc, privesc spre ei, gândindu-mă că se putea face mult mai mult pentru țara asta, mai ales pentru că niște oameni, și bravo și celor care au ieșit după noi, cei din Timișoara, acei oameni meritau mult mai mult. Ori Brucan, care nu sunt un fan al lui, dar cred că așa cum a fost el considerat la vremea respectivă un mare, mare oracol, a greșit amarnic în prognoza lui. 20 de ani sunt mult prea puțin pentru ca să ajungem noi acolo unde, de fapt, am dorit noi în 1989. Da, mă, Oscar, dar parcă un pic de viteză am putea să mai băgăm, un pic de, să mai călcăm așa, un pic accelerația, știi? Adică... știi, eu sunt... poate, deci știi sigur, eu sunt foarte critic cu cei care vremelnic sunt în fotolile acelea înalte și calde. Dar să știi că sunt la fel de critic, mai mult poate în sinea mea și nu mi-o expun public, și față de propriul meu popor care acum nu face ceea ce ar trebui. Eu nu instig să iasă lumea în stradă, dar nu poți să stai liniștit. Lăsând la o parte tragedia de la colectiv, nu poți să stai liniștit și impasibil și să te uiți cum niște aleși ai noștri fac ce vor cu țara asta. Și aici doar
dau pensiile speciale, da? Ca exemplu. Deci este o sfidare, este o mare sfidare și oamenii, poporul meu pe care îl iubesc, da, și țara asta în care trăiesc, stă pasivă fără să miște un deget. Da? Fără să miște un deget. De ce, de exemplu, n-am putea să, eu știu, să-i tragem la răspundere 40.000 de ciobani, pun ghilimele, pentru mârșăvia asta care au făcut-o? Ăia care sunt acolo reci, în groapă, jos, nu i-ar ierta pentru chestia asta pe cei care acum ne... Da, multe s-au schimbat, trebuie să admitem, mă rog, avântul ăla revoluționar din 1989 nu mai poate fi regăsit, nici de generația ta, nici de a mea. Nu, spiritul ăla de solidaritate, nu, e clar, ăla e ăla a fost un moment astral, adică... E gone forever, e o magie, da. Înțelegi? Deci nu se mai poate întâmpla. Eu nădăjduiesc totuși că... Acum îmi dau seama, iartă-mă, Oscar, știi că la momentul acela mă uitam și eram aproape uluit de reacțiile pe care le vedeam din străinătate. Vedeam francezii, austrieci, nemții, toate națiile pământului venind în România, oameni cu ochii în lacrimi, reportaje lacrimogene, ziariștii privind cu simpatie România. Abia acum îmi dau seama de ce se uitau la noi atunci cu atât de mult drag și cu admirație. Pentru că, într-adevăr, a fost un moment astral. Deci momentul ăla de solidaritate extraordinară, să vezi la un moment dat, e ca cum am vedea noi, am văzut la un moment dat, să spunem, 10-20 de mii de inși după tragedia de la Colectiv pe străzi și ni s-a părut fabulos. Dai lor, care vedeau la acel moment o țară întreagă numită România în stradă, plus dramele care se întâmplaseră la acel moment. Era... Robert, noi am dansat Hora Unirii în seara de sâmbătă, da. 16 decembrie 89. Nu conta că ești ungur, că ești neamț, șvab, cum se spune, că ești țigan, că ești român. Noi am dansat Hora Unirii acolo. Da. Deci a fost o chestie însuflețitoare fantastic. Deci n-am mai regăsit spiritul ăla. Ba, am mai regăsit acel spirit, să știi, în București cu ocazia Golaniadei, da? Da. Am mai regăsit acel spirit, dar s-a stins treptat, s-a estompat. Vreau să-ți mai spun doar ceva și nu vreau să las și ceilalți privitori ai tăi. Eu nu uit și nu iert două lucruri din istoria noastră recentă. Nepunerea în aplicare a referendumului din 2009 și puciul din 2012. Și cu asta am încheiat. Mulțumesc foarte mult, Oscar Manto de la Timișoara, în legătură directă pe Unde TV. Puteți intra și voi, prieteni, în legătură cu noi dacă ne sunați la ID-ul de Skype unde.tv și stăm de vorbă despre ce s-a întâmplat în 1989, în primele zile ale Revoluției, dar vorbim de asemenea și despre ce simțiți acum la 26 de ani după acele momente, pentru că trebuie să admite cum toții s-au schimbat foarte multe lucruri. Poate că și despre ce am simțit atunci avem acum niște semne de întrebare. Am fi fost naivi, probabil că am fi fost și naivi, am fi fost manipulați, am fi fost folosiți ca masă de manevră pentru interesele unora sau altora. Înclin să cred că da, astăzi. În același timp nu pot să uit că, indiferent cum ar fi fost lucrurile la acea vreme, că or fi tras unii sforile din spate, entuziasmul acela extraordinar pe care l-am simțit, repet, adolescent fiind, dar aminte rândul unor oameni care aveau, poate atunci erau la jumătatea vieții și trăiseră practic o viață întreagă sub comunism și își doreau să scape de comunism, pentru ei trebuie să fi fost realmente un moment astral, ceva de neimaginat. Emoția extraordinară pe care o vedeam la părinții mei era una uluitoare pentru mine ca adolescent. Ei trăiseră o viață sub comunism, asta era clar. Eu, mă rog, deschideam ochii asupra lumii. Da, suntem, cred, din nou în legătură directă. Bună seara! Cu cine stăm de vorbă? Bună seara! Domnul Răileanu, vă salut! Bună seara, bună seara! Bună seara, domnul Răileanu! De unde ne sunați? Eu vă sunt din Bacău, adică dintr-o localitate de lângă Bacău. Foarte bine. Comuna Lipova. Ce făceați în 1989 pe vremea asta? Lucram în fabrica Letea, Bacău. Povestiți-ne. Și? Ce s-a... Pe 22 eram chiar la serviciu la schimbul 2. Trebuia să mă prezint la ora 1 la muncă. Și ce credeți?
Ne auzim? Sigur că ne auzim. A fost o zi care din hainele civile am trecut direct în haine militare. Șeful meu, maestru Lupu, mi-a zis clar, băiete, din momentul de față te prezinți la gărzile patriotice, te îmbraci și direct în armat mergem să apărăm podul de la Narcisa, că trebuie să treacă manifestanții să apărăm revoluția. Așa. Și ne-am trezit deodată, îmbrăcați la 21 de ani, îmbrăcați militari, înarmați cu un zebeu, cu 50 de cartușe, câte doi în grupă la fiecare pilon de pod, câte doi pe pod, și dă-i și dă-i și luptă, că vorba aia, vine revoluția. Norocul meu este mai mare decât a domnului care a vorbit înainte, pentru că în Bacău nu s-o trage decât două cartușe, marșelate. Revoluția a fost așa, ca o manifestație mai lungă și mai amplă din punct de vedere al oamenilor care vineau de la servici, care erau scoși din uzine și duși în fața prefecturii ca să manifesteze pentru a-l da jos pe Ceaușescu. Bucuria a fost mare pentru mine, pentru că eu vineam dintr-o familie cu origini nesănătoase. Eram considerat până în 1989. Cu bunica arestat, cu tata arestat, duși de securitate, că nu vreau să treacă la colectiv. Am fost făcut pionier în seria a doua, utecist în seria a doua. În 86, terminând liceul, m-am dus la școala de subofițeri și mi-au zis aia de acolo un ofițer de la contrainformații, probabil. Și mi-a zis, bă, băiatule, ești deștept, dar știi ceva? Du-te acasă, muncește vreo 2 ani într-o fabrică, fă-te membru de partid și vii în armată din nou, pentru că stai prost la capitolul ăsta cu originea. Nu, era o treabă, am venit acasă și l-am întrebat pe tată, bă, tată, chiar așa de bolnav suntem noi în familia asta? Și de-abia de atunci tata a început să-mi explice de la Revoluție, a zis, bă, băiatule, cred că a venit timpul să dea Dumnezeu să ajungem și noi ăștia care am fost oropsiți să trăim, nu cu bogăție, dar să trăim în pace, să știm că putem, să, ce vorbim, să fim ascultați, ce scriem, să nu fim sigilați. Deci era o chestie care, efectiv, nu știam ce înseamnă la 21 de ani libertatea, dacă mă credeți. Eram învățat în sistemul vă cred, ăla, da, vă cred. Care trebuia să te duci să stai la coadă de dimineață de la două. Era, aveam nepoțica mică, avea 6 ani sau 7 ani. Bunica mea avea 60 de ani, se trezea de la ora 2, se ducea să cumpere 2 sticle de lapte. Vă dați seama că în momentul ăla a reușit să, nu știu cum, un moment așa foarte vulcanic. Doamne, am scăpat. Gata, de acum. Ce să vedem? După 26 de ani? Asta voiam să vă întreb. Văd că lucrurile de atunci vi le aduceți aminte, e foarte bine. Acum poza după 26 de ani. Deci 26 de ani după, cum se vede? Cum să se vadă? Letea mai e? Mai există fabrica Letea de la Bacău? Fabrica Letea este ruină. După ce a murit Sechelaru, a murit și fabrica. S-a ales praf. Da, s-a ales praful. Deci fabrica Letea nu mai există. Podul bănuiesc că mai există. Podul ăla, podul pe unde v-a dus să-l apărați ca să treacă revoluționarii, ăla încă mai e în picioare, bănuiesc. Da, podul mai e în picioare, este renovat, să circulă acum pe 4 benzi, face legătura. Slavă Domnului, da. Slavă Domnului că au mai rămas câteva lucruri în picioare în Bacău, că restul sunt la pământ cu toate. Acum ce să fac? După 26 de ani sunt un om care trăiesc dintr-un salariu minim pe economie, într-o localitate unde un primar de 20 de ani face ce vrea el. Aole, 20 de ani? Același primar? Da, 20 de ani, același primar, fost turnător la securitate dovedit. Și vă dați seama cam ce comun, în ce comună locuiesc. Nu pot să-i judec pe oameni. Oamenii sunt foarte săraci, într-adevăr. Când îi văd că abia așteaptă să vină alegerile, mă crucesc, când vine să-mi iau câmpi, când vine să mă dau cu capul de toți pereții. Dar asta este mentalitatea asta omului care, băi, ăsta l-am pus primar pe ăsta, îl ținem că ăsta e bun, că dacă vine altul fură mai mult ca ăsta. Deci asta este mentalitatea românului din mediul rural. Ce să-i facem? Nu cred că trebuie să mai treacă cel puțin 26 de ani sau cel puțin 30 de ani. Poate când o să ajungă copilul meu să aibă vârsta mea la 21 de ani, poate o să fie altă treabă. O să aibă el alte posibilități. Dar dacă nu se mișcă nimic în țara asta, vă dați seama, o învățătoare din satul meu de aici, deci am uitat să vă spun că locuiesc în satul în care s-a născut Gheorghe Vrânceanu, marele nostru matematician.
Așa. Nu este... Deci, m-am chinuit, am făcut bustul la Casa Memorială. Bustul. Bustul era făcut. Deci am făcut socul, am luat tot. A luat bustul de pe socul și l-a dus în casă că le frică să nu-l fure. Incredibil, nu pot să cred așa ceva. Iertați-mă. Nu, că mă bufnește un râs nervos. Adică e incredibil. Asta este realitatea, domnul Turcescu. Cum, doamne, să ia? Au luat bustul de pe socul, l-au dus în casă. Dar din ce era bustul? Era din bronz? Da, din bronz. Are vreo 70 ceva de kilograme și cam făcea cu ochiul, într-adevăr. Că a mai fost odată reciclat așa, dar am prins timp și l-am... Na. Deci, iertați-mă, deci mi se pare halucinant, da, e ceva... Na. Acum, scuzați-mă, de la București nu se vede exact ce se întâmplă în toată țara. Deci, dumneavoastră trebuie să luați legătura cu toate colțurile țării ca să știți exact cam ce se întâmplă. Sunt zone din țara asta în care îți pui mâinile în cap dacă treci. Deci sunt case care se dărâmă și toate spuse cu antenă satelit. 80% din populația comunii trăiește din ajutorul social la ora actuală. 80? Și câte suflete sunt în comună? Păi sunt vreo 700-800. Incredibil. Și trăiesc din ajutor social. Din ajutorul social. Incredibil. Puștul din spate e băiatul dumneavoastră? E puștul, da. Da. Este elev în clasa a 7-a. Ia puneți-l puțin pe genunchii dumneavoastră, că vreau să vorbesc cu el puțin. Da. Salut, cum te cheamă? Ștefan Vlăduț. Ștefan Vlăduț, da? Ia spune-ne și nouă, tu ce știi despre 1989? Ce se întâmpla? Ai idee? Așa, vreun pic? Nu-i suflați. Lăsați-l în pace să vedem. E important. Ceaușescu spune ceva? Dacă zic Ceaușescu, la ce te gândești? Spune tare, tată, la trecut, m-ai spus. E cam timid, el în felul lui. Nu, de... într-un fel mă bucur că nu știe nimic, într-un fel mă bucur că nu știe nimic despre acea perioadă, că el se uită în momentul de față, probabil numai înainte, la ce o să fie. Să crești mare, hai, sper să te vedem un om mare, da? Să evade... Asta este, în 3 ani, deci el este în clasa a 7-a, în clasa a 5-a au avut un profesor de istorie, în clasa a 6-a un profesor de istorie, în clasa a 7-a un profesor de istorie. Da. Vă dați seama, învățământul din mediul rural este terminat. Sunt convins, dar uite, mă bucur într-un fel că intrăm în legătură directă și din acest punct de vedere, că așa cum spunea și dumneavoastră, mergem în tot soiul de colțuri din țara asta și dincolo de granițele țării. Să vedem într-adevăr cum arată realitatea românească. Asta e realitatea românească. Mi-a dat exemplul ăsta, e depus într-o carte. Dacă o să scriu o carte, o să spun, amintesc această chestiune. Cum ziceți că se numește comuna? Comuna Lipova, sat Valea Hogii, stau eu. Bun. Comuna Lipova, sat Valea Hogii, în județul Bacău. Au băgat bustul matematicianului Vrânceanu în casă, de frică să nu-l fură ăia. Hoții că avea 70 de kilograme de bronz. Incredibil. Da. Și 80% din populația comunei în anul de grație 2015, luna decembrie, la 26 de ani de la Revoluție, 80% din populația comunei, adică vreo 500 de suflete, toate aceste suflete trăiesc din ajutor social. O descriere uluitoare a realității românești. Mulțumesc foarte mult pentru acest apel, mi se pare... fantastică, reușim să intrăm în legătură și să aflăm astfel de lucruri. Colegii, cu cine stăm de vorbă? Spuneți-mi că eu sunt aici ocupat cu Paul Ghițiu, e alături de noi. Salut, Paul! Bună seara, Robert! Ce faci? Ce să fac? Ascult și eu ce discuți tu cu invitații noștri. Da. Și primul lucru pe care aș vrea să-l spun legat de subiectul pe care l-ai adus în discuție este că această discuție, această dezbatere este unul din câștigurile a ceea ce s-a întâmplat în 89. Faptul că poate să funcționeze această televiziune și altele și putem afirma gândurile, idealurile, lucrurile pe care le dorim, este un câștig net și el nu poate fi contestat. Da, Paul, dar uite, te întreb așa, la 26 de ani distanță, când auzi scene din astea, aproape, gândește-te așa,
Unde în Uniunea Europeană, în alt stat, ai putea afla de o astfel de situație? Au băgat bustul în casă, de teamă să nu-l fure hoții că era din bronz. Da? Acum, sau povestea asta, ajutoare sociale. Hai să mergem nu în Germania, în Polonia, o existând vreo comună cu 800 de suflete, din care 500 să fie stipendiate cu ajutor social? În Polonia nu știu să-ți spun, dar în Uniunea Europeană, în vest, adică se întâmplă, din păcate, ambele. Prima, cea cu bronzul sau cu cabluri, sau cu asta se întâmplă datorită unei componente a poporului român, și anume țiganii care sunt acolo, și am văzut destule articole. Deci tot au venit țiganii peste ei și au băgat și ei bustul. Au furat și pe acolo, au stricat circulații pe căi ferate, pe metrouri sau în alte părți. Deci asta se întâmplă. Și al doua componentă, cu ajutoarele sociale, se întâmplă la o scară masivă în legătură cu, eu știu ce să le zicem, refugiați, migranți, în multe lucruri. Dar ei refugiați, sunt migranți, cu totul altceva. Ăștia din comuna asta, din Bacău, sunt români. Nu, 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 stai. Și nu numai cu ei, se întâmplă, deci aceste ajutoare vin pentru multe din familiile care sunt deja de la a doua, la a treia, la a patra generație în Franța, de exemplu, în Marea Britanie, și la care tinerii nu mai vor să muncească, asemenea nu-și găsesc de lucru, și să știi că ajutoarele, am citit foarte multe lucruri pe partea asta, sunt niște ajutoare copioase, deci există. Știi de ce? Pentru că, ce vreau să mai spun, față de 86, că ai pus filmul cu Ceaușescu și ai pus și întrebarea, față de 86, să știi 86 sau 89? Nu, față de 86, parcă era de o plenare din 86, nu? Nu, aia este din 15 iulie 1989, deci cu câteva luni înainte de eveniment. Deci față de atunci, lucrurile s-au schimbat destul de mult și dincolo, și nu neapărat în bine. Dar, eu știu, hai să revenim la ale noastre. Nu, știi ce vreau să-mi spui, Paul? Bun, au trecut 26 de ani de la acel moment. Bănuiesc că în 1989, în decembrie, ai fost extraordinar de bucuros. Da? Era nesperat. Da? Era nesperat, era neașteptat, era incredibil. Da? Astăzi, la distanța a 26 de ani, îți mai păstrezi la fel de, cum să spun, mai păstrezi la fel de puternică amintirea acelei emoții? Sau ți se pare, uite, o să spun pentru mine, că te-ai bucurat ca prostul așa la un moment dat atunci, că de fapt în bucuria aia pe care o aveam cu toții pentru ceea ce se întâmpla, unii se pregăteau să preia în spate tot ceea ce însemna conducerea țării, punem în apă niște bănuți. Și noi eram în stradă, ne bucuram cu toții, era mare veselie, ne pupam, cunoscuți, necunoscuți. Da, și prin case ne pupam și ne împrieteneam și ne împrieteneam peste tot. Robert, ai pus o întrebare la care mă simt nevoie să-ți dau mai multe răspunsuri. În primul rând, ai adus, mai spre sfârșit, ai adus în discuție cei din spate. Dacă tot ai adus asta, aș vrea să lămuresc pentru ascultătorii noștri o temă care a tot fost contestată, discutată, și anume faptul că am avut revoluție sau nu în, foarte pe scurt, nu intru, în 89, și eu spun că am avut revoluție pentru că ceea ce nu a fost o revoltă spontană. Atunci am avut o revoluție. Revoluțiile au câteva caracteristici. Sunt organizate. Ele pornesc, apar într-un, izbucnesc într-un loc, dar se întind imediat la nivel național. Există mai multe centre vizibile sau invizibile, centre de putere care se manifestă, dintre care de fapt doar unul este cel real și de obicei el este destul de ascuns, se manifestă mai târziu. O altă caracteristică este intervenția externă, care știm acum că a fost copioasă pe diverse direcții. Și a patra caracteristică este nevoia de sânge, adică revoluțiile complotiștii, că pentru că este de fapt totdeauna este un grup implicat, un grup de complotiști mai mare sau mai mic, pentru ca a se acoperi și a se legitima, ei au nevoie de
luptă, de implicarea poporului, de implicarea maselor. De emoție, de victime. Și nu? Victime, sânge și toate celelalte. Da. Toate aceste lucruri, dacă le invit pe cei care sunt împreună cu noi, dacă vor fi interesați, să se ducă și la Revoluția franceză, la Revoluția rusească și în alte părți. Deci aceste lucruri și la revoluțiile socialiste din diverse state finanțate copios de Moscova, aceste lucruri s-au repetat. Acum să mă întorc la restul întrebării. Cum să spun, eu mi-aduc aminte acum, destul de bine mi-am aduc aminte stările și emoțiile de la început. Mi-aduc aminte cel mai tare, mi-aduc aminte senzația pe care o aveam în 21, dar nu vreau să intrăm în discuție, în povestiri despre Revoluție, dar atât ca stare, pe care o aveam în 21 la universitate, eu stăteam la 5 minute de universitate. Și când s-a întrebat pe emisiunea, am fugit imediat la piață, am trecut pe la alimentară, unde aveam niște prietene care nu aveam eu să le dau niște bani în plus, dar pe simpatie îmi mai dădeau câte un salam de vară când primeau și am trecut pe la ele și le-am spus, a început. Ele s-au uitat la mine, ce? Și a început Revoluția. Așa, bun. Și mi-aduc aminte după aceea o stare terifiantă, era o stare într-o emoție incredibilă, a incredibilului care se întâmplă și o teroare cumplită când am plecat de la universitate cu foarte puțin care atunci pe Bulevardul Maghieru, către Scala și către asta. Deci asta e o amintire a unei emoții și la fel mi-aduc aminte și celelalte. Acum, după 26 de ani, trebuie să mai recunoaștem ceva. Noi atunci am ieșit ca dintr-o seră. Mă auzi? Da, sigur că da. Așa că. Deci noi am ieșit ca dintr-o seră. Eram poeți, eram naivi, habar nu aveam, de fapt, cu ce se mănâncă lumea asta, cu ce se mănâncă libertatea, cum sunt lucrurile aranjate. Ce știam noi? Știam că... Bun, vorbesc de cei mai mulți, nu vorbesc de cei care, foarte puțini, care ieșiseră pe afară cu misiuni de un fel sau de altul, comerț exterior ambasadă și de câțiva favorizați care se plimbau. Deci noi habar nu aveam. Ai dreptate, da, ai dreptate, ăsta era sentimentul la momentul acela. Exact, da. De exemplu, da. Eu să știi că am fost prins la început, am și fost prins în CFSN și până am plecat acasă, aveam de făcut un film atunci. Și nu aveam nevoie, m-am dus mai departe, că nu aveam nevoie să fiu în conducerea țării, să fiu ceva parlamentar, atunci nu erau parlamentar neapărat, se făcuse ce pe una. Deci m-am dus să fac filmul, pentru că marea mea dorință era, depusesem scenariul în 89, la o casă de filme. Voiai să faci filmul. Fac filmul, că asta ce a venit posibilitatea și l-am făcut, într-adevăr. Însă rău, asta e altă discuție. Deci asta este, eram atunci neștiutori, pe când cei care au organizat și au manipulat toate lucrurile astea știau cu ce să ne mănânce pe pâine. Mulțumesc foarte mult, Paul Ghițiu, pentru această intervenție. Prieteni, aveți la dispoziție ID-ul de Skype unde.tv, l-aveți afișat și acum, e simplu, sunați-ne pe post de martori ai Revoluției. Să încercăm să discutăm despre ce s-a întâmplat atunci, dar mai mult decât atât, pentru că atâtea scenarii s-au avansat în legătură cu Revoluția, aș vrea să știu ce a simțit la acel moment și mai ales ce simțiți astăzi la distanța 26 de ani după lucrurile petrecute la acea vreme. Și avem o nouă legătură prin Skype cu Petru Bogdan. Salut! Bună seara, domnul Tocescu! Bună seara! Felicitări pentru emisiune. N-am reușit încă să sponsorizez, dar o voi face, că mi se pare o emisiune foarte bună. Mulțumim foarte mult și dumneavoastră și celor care ne ajută, găsesc detalii pe pagina turcescu.ro. Vă rog. Da. Dacă îmi permiteți, aș vrea să fac pe scurt câteva cuvinte, o propunere pentru alte emisiune, dacă se poate. Vă rog. În România sunt 5-6% din populația țării, după câte știu, de evanghelici. Așa. Care în zilele astea suferă mult din cauza problemelor unei familii din Norvegia. Este vorba despre o instituție de stat care face niște abuzi în Norvegia. S-a scris către ambasade și nu se dă niciun răspuns. Da, e vorba de acea familie cu copii. Da, familia Bodnar, la care s-a confiscat efectiv copiii.
niște destrăbălați, o instituție de destrăbălați care se ocupă cu asta. Dacă cine se uită pe internet o să vadă multe cazuri la care li s-a luat copiii așa fără motive importante sau cum să spună. E o discuție, da, poate discutăm și îmi trimiteți ceva contacte ale, da, eventual ca să discutăm despre acest caz. L-am văzut abordat în presă, nu mai știu ce s-a întâmplat, care e situația în momentul acesta, dar bun, să ne întoarcem puțin. Ce făceați în 1989? Unde erați? Despre Revoluție, eu nu am fost bătut. Și dacă aș fi fost, cred că acum e inutil să spun. Sunt mulți care se laudă. Dar unde v-a prins Revoluția? Unde erați? Eu locuiam la Bocșa și în 17 am văzut sosit un tren de la Timișoara, să chiar jos Ceaușescu pe el. Aha. Și am rămas impresionat și, bineînțeles, ziua următoare de dimineață cu primul tren am plecat la Timișoara. Eu am suferit puțin înainte, pe vremea comuniștilor, că am fost plecat din țară ilegal. Și cu această ocazie, dacă cumva, în caz că ne aude, deci eu am fost plecat la sârbi, ilegal. Ați trecut granița, da? La frații noștri, la prietenii noștri la sârbi, care ne vindeau pe vremea lui Ceaușescu. Și m-au dat înapoi sârbi și, cum multă lume știe, se primea bătaie atunci. Când te dădeau sârbi înapoi, te trimiteau înapoi în țară, primeai bătaie. M-am scăpat, am avut și ghinion să mă dea înapoi, dar am scăpat destul de ieftin. În schimb, am avut în lagăr în Beograd, mi s-a cerut să facem niște declarații de ce am plecat și, pe scurt, așa, situația noastră. Și acolo am scris probleme ce am avut cu poliția și despre Ceaușescu, criticam pe Ceaușescu, scriam despre dictatură, tot ce se știa. Și când m-au dat sârbi înapoi, mi-a dat și cu declarațiile, cu tot le-a dat în organele de militare, la care ne-a dat în primire. Uh-huh. Și când le-a citit, când am văzut ce am scris acolo despre Ceaușescu, a zis, pentru asta te împușcăm. Dar până la urmă, totuși, am văzut că era totuși om. Și am văzut că a rupt foaia și nu mai spus nimic. Și să trecem la Revoluție. Cum am spus, nu am fost bătut, n-am participat. V-ați bucurat, bănuiesc, ca noi toți, da, la acel moment, la ceea ce s-a întâmplat. Da, da. De fapt, asta vreau să spun, că am avut bucuria, am putut să trăiesc bucuria de a participa la căderea comunismului și a lui Ceaușescu implicit. Și îmi pare rău acum că au tot felul de nostalgici pe Facebook și pe toate programele sunt care spun că regretă timpul comunismului. Da, nu-l regret absolut deloc. Dar la distanța a 26 de ani, în comparație cu ceea ce vă aștepta să se întâmple în România în 1989 și ceea ce s-a întâmplat pe parcursul acestor 26 de ani, ce sentiment aveți? Sigur, dumneavoastră nu mai stați în România, da? Sunt dezamăgit, oricum îmi pasă mult pentru țară și m-aș întoarce înapoi. Și problema, în primul rând, că trebuie să plec din țară. Sunt dezamăgit. Din păcate, toți cei care ajung la conducere nu caută interesul țării, caută numai interesul de îmbogățire. Ăsta e adevărul. Nu știu cât se luptă ca să fie bine pentru țară. Vreau să vă spun și cum v-am și scris. Ceea ce m-a surprins în 18, dacă nu greșesc data, a fost singura zi din perioada fierbinte, să zic, în care nu s-a tras. Nu știu cum de nu s-a tras. În ziua când m-am dus eu, din 17 am aflat, în 18 m-am dus la Timișoara și nu s-a tras. Dar ce mi-a surprins, că atunci se striga, toată lumea striga în piață, era piața Operei plină în Timișoara și tot striga Miliescu. Nu știam nimeni, am încercat să aflu de la unul, de la altul vecin, cine este Iliescu. Nu știa nimeni cine e Iliescu, dar striga toți Iliescu. Dar erau manipulatorii care, cachebiști, așa cum am scris, care știau bine ce vor. Cum, domnule, deci nu știați cine e Iliescu, dar strigați și dumneavoastră Iliescu? Da, da? Spirit de turmă. Incredibil, deci iarăși, asta iar e scenă de film, așa, înțelegeți? Deci ar fi strigat orice, numai Ceaușescu, să nu fie, să știa. Da, interesant, uite, spun, e scenă de film. Da. Și când ați aflat cine e Iliescu? Vă aduceți aminte? Am aflat că a apărut la televizor imediat. Aha, și a zis, uite, ăsta era ăla de strigam eu pentru el. Da, să vin. Da, a venit în sfârșit. Salvatorul. Da, da, Salvatorul. Exact, da. Bun. Nu știu dacă... Spuneți-mi, vă rog,
spuneți-mi, vă rog, că e important să înțelegem. Dumneavoastră aveți acum și ocazia să faceți comparații. Mă rog, trăiți de ceva vreme dincolo de granițele țării. Ceea ce se întâmplă în România astăzi e capitalism. Cam dat secvența aia cu Ceaușescu, care zicea că nu o să mai întoarcă capitalismul în România niciodată. Da? Nu mai există. Când face plopul pere și răchita mișunele și chiar dacă... A fost una dintre marile prostii care le debita. Și pot să spun că este capitalism din anumite puncte de vedere. Cel puțin dreptul de a vorbi, dreptul de a umbla, de a... Sunt drepturi capitaliste. Așa. Pentru care ar trebui să ne bucurăm. Acum că au venit hoții la putere, nu știu dacă... De fapt, au plecat unii și au venit alții. Așa. Dar simțiți că e capitalist, ziceți, în România. E bine. Da, din multe puncte de vedere este. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc mult și pentru acest apel. Mergem la Mircea Marian, colegul meu de la evenimentul zilei. Salut, Mircea. Bună, Robert. Ce făceai cu 26 de ani? M-au trimis acasă din cămin. Ne-au trimis în... Deci când a început la Timișoara, noi habar n-aveam niciun aparat de radio. Și ne-am trezit cu șeful de complex, a complexului regie, care era un tip foarte puternic, și ne-a zis, trebuie să renovăm căminele, plecați acasă. Ok, l-am luat în serios, așa că eu am aflat abia când am ajuns la Baia Mare, undeva pe 17 sau 18 decembrie, imediat după examene, ce se întâmplă. Până în momentul ăla, habar n-aveam. În seara zilei de 16 au început să patruleze mașinile USLA în regie, dar patrulau desperiați, pentru că, repet, eu eram destul de conectat și aveam o viață socială destul de bună la TCM când eram student. Habar, nimeni nu știa. Se auzea așa ceva vag, da? Nu știam amploarea a ceea ce se întâmplă la Timișoara, deci abia și după aceea am venit la București în 23 sau 24 decembrie înapoi, da? Trecuse distracția. Se mai trăgea, da. Am avut pistol mitralieră. Ai avut pistol mitralieră tu? Absolut, am păzit complexul regie de câinii vagabonzi. Îmi pare rău că n-am împușcat vreo câțiva. Bă, da, stai puțin, deci cine ți-a dat pistolul mitralier? Pe cuvântul meu, că încerc să-mi amintesc de zilele alea, nu mi-aduc aminte. Cu muniție eu am făcut armată, adică știu ce am avut în mână. Toți care am stat atunci în zilele alea în regie, fusesem în același pluton și eram în aceeași grupă la TCM. Toți aveam muniție de război și armament. Incredibil. Și am dat înapoi pistol mitralier, un alt regret pe care l-am, ca să spun sincer, deși l-am luat fără nicio semnătură. De ce, mă, ce ai fi făcut cu el? Hai că deja mă sperie. Ai zis că odată că ai fi împușcat câinii atunci, nu făceam nimic. Ți-ai pus cred în cap acum toți iubitorii de câini, că n-ai, că ce-ai că împușcai câini vagabon și acum cred spui... Cred că îl vindeam, că îl vindeam. Am niște bani buni, nu știu. Dar mi l-au dat fără nicio semnătură, știi? Mircea Marian, încep să mă uit la tine altfel, adică tu care ești așa, un tip foarte calm, acum când îmi spui că ai fi vândut pistolul mitralier, deja te văd în filme din alea cu mafioți, cu vânzări de arme, cu... Da? Robert, eu în armată, deci când scoteai pistolul mitralier din rastel, dădeai nu știu câte semnături. Când m-am trezit cu un pistol mitralier în mână, care nu știu cine mi l-a dat, aveam muniție, cred că aveam cel puțin un încărcător, dacă nu chiar trei pline cu muniție de război. Efectiv mă gândeam că o fi util la ceva într-o bună zi. Da, ai dreptate. Zine ce e în eveniment. Constituția americană, știi de ce au voie oamenii să poarte arme? Ca să se apere împotriva unui regim abuziv. Mă rog. Da, mă rog, acolo e cu autoapărare, cu nu știu ce. Bun, e o idee. E o idee. Ai vrea să ai o armă? Nu, acum nu. Mi-ar fi frică să am o armă. Deci sunt pentru dreptul oamenilor de a avea arme... Da. Dar eu n-aș băga una în casă, pentru că cele mai mult, oamenii care au arme în casă, de obicei se împușcă între ei sau se împușcă pe ei înșiși. Păi și ce? Deci ai, fi tu capabil să pui mâna pe armă să împuși pe cineva? Nu. Bun. Am lămurit-o atunci. Ce e mâine în evenimentul zilei? Că uite, colegii de la ziar nu mi-au trimis pagine. Probabil că s-a închis ediția târziu. Am primit, pare, dacă știam, îți trimiteam eu. Da. Prima pagină e interviu cu Iulian Vlad. Opa. Deci Mirel Curea a făcut un interviu, a pus mâna pe a avut o înregistrare de la o dezbatere la care a fost Iulian Vlad, fostul șef al securității, pentru cine nu știe, că eu cred că mulți oameni nu-și dau seama cine e Iulian Vlad și ce putere fantastică avea până în decembrie 89.
și Vlad prezintă versiunea lui pe ceea ce s-a întâmplat în decembrie 89. Vlad susține oarecum teza că a cam fost o lovitură de stat, Gorbaciov și cu Bush deciseseră să scape de Ceaușescu. Ceaușescu a aflat, s-a opus cât a putut, dar până la urmă s-a terminat. Asta e teza lui Vlad. Vlad, de asemenea, îl pune în barca celor buni pe generalul Gușă, dar spune că Milea e vinovat pentru ce s-a întâmplat la Timișoara, că el a fost singurul care a dat ordin să se tragă atunci. Cam asta este în esență ceea ce spune fostul șef al securității. Și mai avem un material despre ziarul colectiv, unde incendiul s-a propagat în 50 de secunde, a fost acolo o expertiză și fumul a fost criminal. De fapt, asta știam că... Da, fumul... s-a refăcut, practic, experimentul de la colectiv, nenorocirea de la colectiv, sub formă de experiment și s-a văzut... Da, că în 50 de secunde s-a declanșat nenorocirea de acolo. Întorc numai puțin la Iulian Vladeci. Te rog. Interviu interesant, deși bineînțeles că trebuie să spui mereu semne de întrebare, deci pentru că prezintă versiunea lui. Acum trebuie văzută și versiunea cealaltă. Era un tip fantastic. Lumea cred că nu realizează ce însemna securitatea pe vremea aceea. Foarte puternic. Exact, că sunt mulți români care realizează pentru că au trăit acele vremuri, dar... Sigur. Eu n-am văzut un ofițer de securitate până în decembrie 80. Nu l-am văzut la față. Nu știam. Aveam un vecin, pardon, care locuia pe altă scară și îl vedeam plecând la serviciu. Atât. Deci n-am avut contact cu aceste ființe, ca să zic așa, până în decembrie 89. Erau așa fantome pentru mine. Da, băteam în lemn să am legătură cu ei. Mulțumesc foarte mult, Mircea Marian, evenimentul zilei, cumpărați mâine ziarul pentru că găsiți, iată, un document foarte interesant, acest dialog de la o dezbatere cu Iulian Vlad, un personaj care de 26 de ani tace. Tot tace, lumea se așteaptă la un moment dat să mai spună câte ceva, poate l-o fi apucat dorul de a face sau dragul de a face declarații, de a spune lucruri. Ar fi foarte interesant, dar mă rog, multe lucruri, cum zicea și Mircea Marian, trebuie privite cu rezervă, mai ales când vin din partea unui astfel de personaj. Sorin Bogdan, alături de noi, am reținut bine? Sorin Nicolae, salut Sorin, salut! Salut. Îmi place, interesant cum abordez subiectul referitor la Revoluție. Eu, bineînțeles, am fost încă mic, ca să zic așa, nu eram prea implicat în situația dată, deși am strigat și eu ca nebunul, dar cineva de pe stradă m-a apostrofat, un vecin aproape, așa, și mi-a spus, mă, tragi din gură, deși părinții mei erau ieșiți în stradă, știm că au și 6 copii, au ieșit în stradă, au fost chiar capăt de linie, în prim front. Ei, mătușa mea, unchiul meu. Dar unde se întâmpla? Unde era? În București? În Timișoara? Unde? În Hunedoara. În Hunedoara, da. Părinții mei au riscat. Pot să spun că au riscat, s-au tras în Hunedoara, pot să spun au fost și morți. Din punctul meu de vedere, tatăl meu a fost un anticomunist până în acum, recent, și tot anticomunist a rămas. Dar pot să vă spun că a zis unele lucruri foarte interesante, cam prin... 98-99-2000, așa. A spus un lucru pe care v-a șocat pe mulți. Un om care a urât comunismul din toată inima. N-a fost nici măcar membru, ca să cum zic eu, PCR sau cum se făcea atunci, se băga la grămadă, știi? Așa. Da, pentru că era sportiv de performanță, era cu atletismul și a fost chemat ca să facă propagandă de partid. Știi cum se făcea pe vremea respectivă. Și a refuzat, efectiv a refuzat. În cauza că a refuzat, îți dai seama, a fost dat deoparte, clar. Bineînțeles, în 98-2005, el a zis cu gurița lui și încă trăiește, poate că o să zică, că într-adevăr e mai rău sistemul de acum decât ce a fost cel dinainte. Domnul dinainte, din Norvegia, poate că nu cunoaște prea bine, dar într-adevăr, ca să zic un om care a trăit în acea perioadă, că e mai rău decât pe vremea comuniștilor, e un lucru grav.
Am auzit și eu chestia asta și tot de la membrii ai familiei care la fel s-au bucurat mult, dar atenție, știi ce cred că intervine? Cred că intervine un soi de oboseală la un moment dat, mai ales la oamenii care depășesc o anumită vârstă și la vârsta de, nu știu, să zicem 70 de ani după ce, vreo 26 de ani ai aștepta să se schimbe niște lucruri, gândindu-te că măcar ultima parte a vieții o vei trăi într-o societate deschisă, într-o societate democratică, că vei beneficia de roadele muncii, chit că ai muncit o viață întreagă, asta e într-un nenorocit de sistem comunist, a creala asta care se adună, starea asta de oboseală, de te face la un moment dat probabil să spui, da, Dumnezeu, era mai bine cu ăia, dar nu cred, luați la bani mărunți, ca să repet, știu asta din familie, că oamenii ăia în adâncul sufletului lor chiar cred asta. Sunt supărați, nervoși, știi cam cum suntem noi la un moment dat când ne enervăm pe câte o chestiune și rostim lucruri aberante la nervi. Cred că așa se întâmplă și cu ei, nu? De acum, credem, majoritatea din politicienii de acum sunt trădători de nație, de țară. Sunt trădători de țară, trădători de genul acest, ascultă-mă că spun, merită cu tonul de execuție locul Ceaușescu. Merită cu tonul de execuție. Hai să spunem că e metaforic spus toată povestea asta. Nu îndemnăm, Doamne ferește, la să înțeleagă cineva că facem vreo... Nu, Doamne ferește, nu la asta mă refer. Vreo îndemn la crimă sau mai știu eu ce. Te poți trezi cu tot soiul de nebuni. Da, care da. Dar prin ceea ce fac ei distrug țara. Distrug neamul românesc. Îl aruncă din țara lui proprie și îl locuiește cu alte naționalități. Deja pământul României este cumpărat în majoritatea părților ei de străini. Fabrici, firme de românești au fost distruse cu bună știință. Resursele României au fost vândute. Te întreb pe tine și oricare om îi trece la cap. Normal la cap. Cum ar fi stare să distrugi totul fără să pui nimic în loc? Mă spun de ce au făcut-o, pentru că au fost lacomi și se vede acum, da? Adică acum când auzi de sumele astea, de păgi de milioane de euro, de tunuri de sute de milioane de euro, bă, îți dai seama, urma cu Ivan știu care cea, bă, îți dai seama ce bogată e țara asta dacă au furat în ea 26 de ani și încă să mai găsesc locuri, portițe, șmenuri de făcut, tunuri de dat, bandă furată de undeva, deci cât de mult s-a putut fura din această țară? Deci România are resurse, credem, are atâtea resurse încât ar trăi fără să aibă nevoie de nicio intervenție exterioară. Nu are nevoie de nimeni. Ba da, nu, asta nu cred. În lumea în care trăim astăzi, crede-mă, nu știu, zic și eu, nu poți trăi fără ceilalți. De asta. Dar Danemarca, mă uitasem, resursele subsolului și subsolului, cam zero. Singura resursă a unei țări viabilă este populația. Pe care ei au alungat-o. Și oameni capabili din România sunt alungați. Când ei ar putea să ajute România foarte mult la o creștere economică extraordinară. Asta e cea mai mare durere, că au plecat oamenii ăștia extraordinar de valoroși din România, foarte muncitori, specialiști, dai cu tunul să găsești un om cu care să te poți înțelege să rezolvi o problemă. Dintre cele banale, casnice, ai nevoie de instalator până la zugrav, faiențar, și așa, până la un mecanic auto bun sau până la un doctor foarte bun. Nici gata, pleacă pe capete. Aici au grămadă de străini veniți și români specialiști, veniți aici, lucrează în Danemarca, lucrează în Nord. Da. E foarte greu pentru că trebuie să știi limba. Daneza este o limbă foarte grea. Nu vă spun că salariile aici, a fost emisiunea anterioară, da. Salariile sunt extraordinar de bune. Foarte, foarte bune. 2000 de euro, 2500, am și la 5000 medici, specialiști, mai refer, medici respectiv, pentru că noi considerăm specialiști. Îți dai seama că automat la 5000 de euro și poate și mai mult, la privat, la spitale private se duce în sus, n-ai ce zice. Dar cum o țară de genul acesta, care poate e câmpie, fratele meu, ca să unii și părere, că se dezvoltă într-un ritm extraordinar, rămâi. Cine are papa, agricultura dezvoltată, decide lucrurile și politica în Europa, crede-mă. Pentru că dacă ai papa, tu, dacă ai nevoie de papa, vii la mine. Eu zic, bă, băiatule, știi ce? Ia vezi acolo la Europa cum facem ca să câștigăm. Atunci, automat, așa se negociază. Dă decizia în Europa. Nu știu, agricultura a fost bine pusă la punct pe vremea comuniștilor, acum e la pământ. E praf, pulbere fină. Și nu știu, nu se face nimic. Se dorește total ca românii să fie sclavi în propria țară. Asta e dureros și
nu știu cum putem să facem, să adunăm pe românii din diaspora, să facem ceva viabil, să ne adunăm. Dați-le de veste mai întâi să ne vedem, să ne adunăm pe această platformă Unde TV, după care, uite, zic și eu așa, domne, aflăm, de exemplu, că un român bun, 2, 3, 5 din diaspora vor să se întoarcă acasă și vor să candideze. Hai, domne, facem ăștia care sprijinim oamenii, aducerea oamenilor ăștia în țară, le facem campanie. Uite, aici, pe Unde TV, pe Facebook, pe rețele de socializare, zice, mă, vrei să fii primar? Da, mă întorc acasă, vreau să fiu primar. Hai, mă, că te susținem și noi. Vrei să fii parlamentar? Vorbim, nu știu, uite, facem concurs cu partidele la un moment dat. Fraților, am identificat 10 oameni din cei care am intrat în legătură aici pe Unde TV, care sunt bine pregătiți, vor să facă politică. Ia să vedem ce partide îi ofertează. Da? Cine le trimite ofertă? Știu că sună ușor nebunesc, dar răspund pe de altă parte că e un moment foarte prielnic pentru așa ceva, pentru că ăștia din partide sunt terminați în momentul de față. Ei nu găsesc oameni acum cu care să umple listele, că atenție, le trebuie oameni care să arate altfel. De să nu fie Hrebenciuci și alte ciuci din politică. Le trebuie oameni noi, oameni care au experiență democratică, au trăit niște ani într-o țară străină, înțeleg regulile capitalismului și așa mai departe. E, sunt căpiați să... Pentru România în acest moment, din punctul meu de vedere pe care văd, cel mai calm, cel mai bun. Sunt două soluții, crede-mă, și astea sunt bani puse în aplicare. Noi trebuie să alegem acum. Foarte ușoară, adică referitor să ne facem noi, românii, simpli, sinceri, un partid al nostru. Facționăm. Sau partea grea. Să înceapă o răzmăliță în care, într-adevăr, să se întâmple mai mult decât rău. Un război civil care să provoace mai mult rău. Crede-mă că asta se va întâmpla. Sunt două lucruri pe care le alegem acum. Noi acum facem o decizie. Tu ai să vezi. Hai să vezi. Ajunge la cuvântul meu. Și o să ziceți, mă, ăsta a avut dreptate. Eu știu că așa se va întâmpla. Sunt lucruri care deja s-au tras decizii în privința României. România, deși este ținută așa, în stare de letargie, România este pregătită de ceva mai grav. Pentru că aș vrea să ai dreptate. Lasă-mă că și așa am obosit cu toții să asistăm la tot soiul de nenorociri care se întâmplă prin țara asta. Îți mulțumesc pentru intervenție, te mai aștept pe Unde TV. Vă aștept și pe voi, prieteni, dați de veste și altora. Am să vă rog să ne dați și un like pe pagina de Facebook Unde TV. Acolo găsiți detalii despre tema emisiunii în fiecare zi. Așa că e bine să avem un like de la voi pe pagina de Facebook. De asemenea, dați-ne și o mână de ajutor să ținem această platformă în viață funcțională. Detalii despre cum puteți contribui la susținerea platformei Unde TV găsiți pe pagina, pe blogul turcescu.ro. Hai să vedem, avem 8617 like-uri pe pagina Unde TV până în momentul acesta. Dați invite friends, uite aici jos, da? Invite friends to like this page și sperăm că ne vom aduna din ce în ce mai mulți pe această platformă Unde TV și pe pagina Unde TV. Să încercăm, vă aștept și cu propuneri de teme de emisiuni, trimiteți-ne pe Unde TV sau pe paginile subsemnatului, dați-ne acolo propuneri, teme care ați vrea să fie discutate, noi propunem niște teme, dar voi puteți de asemenea să veniți cu niște idei mult mai bune, că despre asta este vorba aici, să încercăm să găsim teme de dezbatere, lucruri pe care să le punem în discuție și din discuții, din comparații, din aceste dezbateri să naștem la un moment dat poate niște idei care să ducă mai departe sau să contribuie cât de cât la schimbarea României. Să știți că ne urmăresc foarte mulți oameni politici și vă spun fără să credeți că încerc să ridic platforma asta acum din vorbe. Nu, sunt foarte mulți oameni politici pe care i-am văzut atenți la ceea ce se discută pe Unde TV. Devine un barometru pentru temperatura socială. I-am auzit pe unii dintre ei ciulind urechile și în sensul bun, adică au preluat să gândesc să treacă în programe de campanie, în promisiuni electorale, în programul lor de campanie electorală, idei pe care le aud aici sau oameni pe care îi văd aici și i-am auzit întrebând la un dat, nu ne face și nouă legătura cu domnul știu care și eu le spun, domne, faceți-vă singur legătura. Căutați-i pe pagina de Facebook, luați-le contactul, încercați să intrați în legătură cu ei, că vor să vă atragă și în partide unde, respect, în partidele din România e dezastru în momentul de față. Deci toți caută cu disperare să găsească oameni noi.
Numai că dacă vreme de 26 de ani au ținut cu dinții să fie numai ei la butoane și n-a crescut nimic în pepiniera partidului respectiv, și asta se întâmplă cu multe dintre formațiunile politice, sau cu mai toate, zicem așa, acum sunt disperați. Bă, cu ce umplem lista? Hai să-l punem pe ăla. Nu se poate. De ce? E băgat până în gât. Dacă dai o căutare pe Google după el, zeci, sute de articole, mii de rezultate ale căutării în care se arată că e corupt, că e nu știu cum. Păi și pe cine? Păi pe Cutare. Nici ăla nu merge. De ce? Păi nu l-ai văzut ce a făcut acum două zile? Mai aveau puțin și îl băteau ciobanii? Dar pe ălălalt? Nici ăsta. De ce? A furat, are dosar penal, e nenorocire curată, l-au chemat la DNA. Și uite așa, sunt într-o fierbere teribilă în acest moment. Așa că s-ar putea să fiți vânați la un moment dat de politicieni. Nu știu dacă vă place sau nu, voi decideți, dar s-ar putea să le lucească ochii când vă văd spunând lucrurile cu atâta patos și cu atât de bine articulat. Spunem din nou bună seara. Bună seara, domnul Claudiu sau Claudiu. Domnul Claudiu, bună seara, domnul Turcescu. Hai să nu ne mai domnim atât. Claudiu, ce faci? Unde ești? Mulțumesc, bine, sunt acasă, în Franța, bineînțeles. În ce oraș? La Nice. La Nice, așa, bun. Nice. Claudiu, ce făceai în 89 pe vremea asta, ca să zicem așa? În 89, pe vremea aceasta, auzisem foarte puțin ce se întâmplă la Timișoara, că începuse un pic de scandal, să-i spun așa, cum se spunea pe vremea aceea. Părinții ne sfătuiau, aveam 15 ani. Eram sfătuit să nu ieșim din casă. Exact. Eu am avut un pic de curaj în ziua de 21 decembrie, în București. Am ajuns la coloane, la Romană, unde studenții deja făcuseră plancarte din carton, scriau cu rujul jos Ceaușescu, jos comunismul. În capul meu nu înțelegeam nimic ce se întâmplă la 15 ani. Am plecat urgent, am luat-o spre casă. Părinții deja ajunseseră acasă, erau panicați, unde ai fost, ce ai făcut. Le-am explicat puțin despre ce e vorba. Am fost interziși total să ieșim iar din casă. E grav, e rău tot ce se întâmplă. Pe data de 22 am plecat cu un vecin din bloc seara, cu acordul părinților. Am plecat iar la Romană, la universitate. Am văzut dezastru, cu ochii mei am văzut morți, cadavre pe caldarâm, geamuri sparte, magazine sparte. Am rămas șocat și mi-a intrat ideea că e ce au făcut comuniștii. E foarte, foarte rău, foarte... Nu știu, n-am cuvinte să explic. Și am strigat și eu jos Ceaușescu cu gândul că va fi mai bine. În principiu, din ce auzeam de la părinți, de la vecini, de la mai bătrâni. Mă auziți? Sigur că da. Te ascult. Și am ieșit pe 24, în ziua de Crăciun, am ieșit cu tata, am ieșit să apărăm oficiul poștal 66. Cine vă spusese că trebuie apărat? Tata a venit de afară, din cercul de prieteni, vecini și tot ce era. Venise o veste în bloc, cum că oficiul poștal 66 va fi atacat de teroriști. De unde apăreau oare chestiile astea? Că și eu mi-aduc aminte, eram în Pitești, adevărat, dar am ieșit cu toți vecinii din bloc, fiecare cu ce avea până casă, unul cu o bâtă, altul cu o mătură, o sapă, un topor, nu știu ce. Toată lumea s-a adunat în stradă să perchiziționăm noi mașinile care treceau pe stradă, că în ele se ascundeau teroriști. Cum fi apărut toată nebunia aia? Noi copiii, sigur, ne luau ăștia mai mari la șuturi. Marș, mă, în casă, ce stați aici, la revedere. Și ăștia erau în stradă toți acolo, opreau mașinile. Ăia care erau opriți cu mașinile erau încremeniți de frică, făceau pe ei de frică. La un moment dat ieșeau săracii, da, tot soiul de oameni de mașini. Uite-te, am tăiat porcul, vin de la țară, ce aveți cu mine? Două bucate de șorici încoace, treci mai departe, nu știu ce, suntem revoluționari. Toți își confecționaseră banderolele de revoluționare așa pe mână. Cu tricolorul, da. Exact, da. Dar de unde o fi apărut nebunia asta, îți dai seama? Sau cum... Cine propaga astfel de chestiuni, domnule, teroriștii, teroriști la Pitești, teroriști la Temir, unde? Da? Peste tot, în toată țara. Dar era plin de teroriști în toată țara. Ce nebunie a fost chestia asta, era incredibil. Exact. Da. Mi-amintesc că la oficiul 66, într-adevăr, în jur de orele 23, a trecut o Dacia albă. Așa. S-a deschis focul, s-au tras câteva gloanțe din mers, vă imaginați că... La o viteză de 30-40 de kilometri, să spunem. Am luat o roată de Dacie în brațe
Și am spus lui tata, după ce s-a stins momentul, am spus, haide acasă, că eu nu am de gând să murim aici. Și am plecat acasă. Bun, spune-ne însă, te rog, zi-ne așa, Claudiu, sunt 26 de ani de la acel moment. Tu ești plecat din țară acum, da? Da. Cum vezi această perioadă de 26 de ani? Să-i spunem perioadă de tranziție. Lasă-o acolo, stai deja, e un... Nu văd nimic bun schimbat, Robert, dacă îmi permiți. Nu văd nimic schimbat în bine după 26 de ani. Mai rău, am și scris, dacă ai văzut mesajul meu, mă incită puțin subiectul cu 5,5% salariaților din diaspora. Nu înțeleg subiectul ăsta. Deja suntem foarte bolnavi în România. Suntem foarte bolnavi ca politicieni, ca politică, ca nu știu. Cred că mai bine era probabil, în mintea mea de copil, zic acum, că vedeam un pic mai bine, văd acum un pic mai bine ce era înainte. Un singur conducător, un singur partid. Nu. Nici să nu te mai gândești așa. Hai, oricât am fi de dezamăgiți, de las-o încolo. Da, dar totuși sunt prea multe partide politice. Totuși, nu știu, politicienii noștri... Problema nu e că, că avem prea multe partide politice. Problema este că nu avem oameni politici. Avem numai niște... Da, vorba lui Dinică, niște mai de mama lor. Da, așa. Numesc politicieni, sunt aleși de noi, ne exercităm dreptul la vot, alegem, spunem noi, pe cel mai bun dintre cei mai răi. Nu văd nicio schimbare. După 26 de ani, păcat de morții de la Revoluție, păcat de tineretul care a murit, care probabil puteau face ceva la momentul de față pentru România. Nu știu. Mult optimism data viitoare, te rog, să ne auzim poate și pe alte subiecte adevărat cu mai mult optimism. Uite, mă gândesc duminică seara să facem o ediție specială cu românii din diaspora în care să vorbim despre tradiții. Poate vin și cu o bucată de șorici de asta în post, dar punem aici, știu ce, cu imagini, cu porc, cu pârlit, mai ales pentru voi, așa, aș vrea să scoateți de la naftaline, eventual, fotografii de ani, din anii trecuți, cum ați petrecut acolo Crăciunul, de ce vă e dor cel mai tare, vreau să aflu rețete de cârnați, în diverse locuri, cum faceți cârnații, cum se pârlește porcul, nu știu, în Ardeal și cum se pârlește în Oltenia. De ferurile tradiționale de Crăciun, de pus pe masă, cine prepară, ce prepară, ce fac bărbații în perioada asta, ce fac femeile în casă în perioada asta. Nu cred că se mai face ca înainte. Nu. Hai cred mă că se face, ascultă-mă pe mine. Probabil, tu nu vii acasă de Crăciun? Nu. De ce? Anul ăsta de ce nu vii? Nu pot, am servicii, nu pot să-mi las contractul să plec când vreau eu în concediu. Când ai fost ultima oară de Crăciun acasă? Dar n-am fost de Crăciun, n-am fost deloc de când am plecat în străinătate. Zău? Și reziști acolo? Rezist, m-am obișnuit, pentru că nu se poate să pleci când vrei tu. Aici sunt e perioada de sărbători. Cum adică reziști fără tobă, fără cârnați, fără șorici, fără... Îmi sunt prietenii după Facebook, îmi sunt alături. Totdeauna postează în fiecare zi câte Cârnații de pe Facebook. Asta e titlul emisiunii de duminică, da? O să punem, nu știu, șoriciul de pe Facebook, da? Și exact, Toba deci... Leberul de pe Facebook și porcul fript pe Facebook, da? Asta. Prietenii virtuali sunt alături. Bine, uite, facem așa, găsim noi o variantă, îți trimit o bucată de șorici chiar și acolo la tine în Franța, da? Mulțumesc. Poate ajunge, da? Da? Da, sigur. Găsim o variantă. Sau găsim, nu știu, uite, poate facem duminica așa. Zice, domnule, Claudiu ar mânca și el un cârnat, un leber, o tobă de Crăciun că n-a mai ajuns acasă și poate găsim niște români care primesc pachet, înțelegi? S-au primit între timp și te vezi cu ei la un moment dat. Hai că facem o nebunie, gândim o poveste de genul ăsta. Mulțumesc foarte mult! Marian Petruța alături de noi. Salut, Marian, mă bucur să te revăd. Dar nu te aud, să știi. Aoleu. Aoleu, aoleu, ia să vedem. Panică, panică, vorba fiică-mii, da. Panică, panică, nu te auzim. Hai să încercăm să refacem legătura cu Marian Petruța. Vă rog, colegii, să găsim o variantă. Am numeroase mesaje de la voi, prieteni, pe pagina de Facebook. Încerc acum să deschid rapid, să citim câteva dintre ele, pentru că sunt unele dintre ele, pe lângă faptul că sunt interesante, descoper în multe dintre aceste mesaje un soi de tristețe, așa, în legătură cu
tema pe care am pus-o în discuție astăzi. Sunt mulți oameni care au acest sentiment, cum că, nu că înainte era mai bine, să ne înțelegem foarte clar. Nu despre asta este vorba, ci că într-adevăr și-ar fi dorit să se apese cumva pedala accelerației. Uite, de exemplu, Florina Boianski îmi scrie, piteșteancă de-a mea, zice, pe 16 decembrie 1989 eram la o nuntă. Pe la 12 noapte înainte de plecare a venit la mine o persoană bine cunoscută în Pitești, făcea parte din zona politică, bineînțeles, și era supraveghea de securiști, care mi-a spus ce se întâmplă la Timișoara și ce va urma. Familia o scosese din Pitești și m-a rugat să-i primesc mașina la mine în garaj. Ce a urmat din 17 decembrie știm cu toții, diversiunea că se trage, la Pitești în spitalul de copii, da, uite, mi-a adus aminte Florina, așa e, asta a circulat la vremea aceea, da. Ca apoi să aud că a fost arsă arhiva securității prin pădure, aproape de Câmpul Lung. Mi-e silă să povestesc mai mult, cred că știi și tu că ești piteștean. Mi-aduc aminte de povestea asta că se trage la spitalul de copii din Pitești. Liliana Nedelcu spune, ziua în care a început Revoluția, 15 decembrie 89, ziua în care împlineam frumoasa vârstă de 14 ani, astăzi sunt 26 de ani de țară democrată și sărbătoresc 40 de ani într-o țară îndepărtată, Italia. Mulțumesc guvernului român pentru ce a făcut cu acest popor, datorită lui astăzi sunt pe altă râm, cu altă viață, cu altă cultură, cu altă limbă și cu un trai mai bun. Responsabil este guvernul țării românești cu președinte inclus, spune Liliana Nedelcu. Am refăcut legătura cu Marian Petruța, poate l-auzim acum. Marian, nu te auzim, să știi. Deci avem ghinion, cum ar zice la un moment dat. Ia, încearcă să scoți căștile, poate fără căști reușim să ne auzim. Ia să vedem. Acum? Nu știu dacă mă auziți. Ba acum. Da, te auzim, acum te auzim, da. Probabil că era o problemă cu... Da, o să vă aud eu poate cel mai slab. Aș putea să vă spun că poate că ce nu credeam că la 26 de ani de la Revoluție e să, iată, să fiu aici în America, să vorbesc cu voi la o televiziune online și mi se pare absolut fantastic. Da, fantastic o fi, dar cum să zic, ăsta este mai degrabă meritul tehnologiei, să spunem, povestea legată de televiziunea online. Varianta câștigării libertății de exprimare, într-adevăr, este una care nu poate fi în niciun caz ignorată. Asta e cel mai important, că am câștigat această libertate de exprimare. Dar, auzi, Marian, nu era mai bine dacă acum la 26 de ani de la Revoluție erai cu noi aici, în România? Da, eram în România, eram la Cluj, eram în școala generală. Nu, eu spuneam dacă nu era mai bine ca acum, în zilele astea, să fi fost în România și nu în Statele Unite ale Americii. Nu știu ce să zic. Da, ar fi fost de preferat ca lucrurile să fi fost în România bune și să fi stat, dar în același timp consider că n-aș fi avut oportunitatea să acumulez experiența pe care am acumulat-o toți acești ani fiind plecat din România și să văd lucrurile din perspectiva unei democrații sau țara în care s-a născut democrația. Mm-hmm. Te rog, te ascultăm. Hai să depănăm puțin povestea acestor 26 de ani. Ce ai fi vrut să vezi că se schimbă în România în acești 26 de ani? Și da, eu sunt surprins de faptul că oamenii nu se identifică a fi în parte din problema și că doar cei care sunt în funcțiile de conducere sunt problema. Eu cred că ar trebui să schimbăm focalizarea de la politicieni la oameni. Trebuie să ne gândim dacă nu și oamenii de rând au o responsabilitate în această nemulțumire. Adică noi ce facem ca să schimbăm lucrurile în țară? Adică în ce fel contribuim la schimbare și dacă suntem parte activă a schimbării sau parte pasivă? Pentru că, iată, au trecut 26 de ani și lucrurile sunt așa cum sunt, pentru că eu consider că oamenii nu sunt destul de implicați în ceea ce se întâmplă la nivel politic, la nivel administrativ, la nivel de tot ce doriți în țara respectivă. Adică eu cred că unul dintre cele mai negative lucruri sau cele mai groaznic lucruri pe care l-a produs comunismul a fost dezbinarea între oameni și faptul că nu știm să ne organizăm, să ne mobilizăm, faptul că noi vorbim de o revoluție. De fapt, a fost o lovitură de stat, trebuie să recunoaștem lucrul ăsta și pe măsură ce trec anii,
o confirmă cei care au făcut parte din acea lovitură de stat. Da, exista și o mișcare populară după ce s-a întâmplat acea lovitură de stat, dar trebuie să recunoaștem că românii de bunăvoie n-au ieșit în stradă să protesteze împotriva regimului, așa cum, dacă ne uităm de-a lungul anilor, n-au fost în stare să iasă decât cu mici excepții în cazuri precum cele de la Colectiv sau să iasă să protesteze. Dar mai mult decât atât, eu cred că la 26 de ani într-o țară democratică nu este ok să se iasă în stradă ca să cadă un guvern, să schimbăm legi. Avem un parlament, avem niște instituții democratice pe care oamenii ar trebui să le folosească aceste pârghii să-și identifice senatorul, deputatul care îi reprezintă în colegiul în care locuiesc și să petiționeze pe acești parlamentari să schimbe legi, să-i urmărească, să vadă. Adică acei ciobani sau vorbeați ieri seara despre oamenii nemulțumiți de creditele de la bănci. Deci dacă există grupuri de câteva zeci de mii de oameni care sunt nemulțumiți de anumită problemă, dacă acei oameni s-ar mobiliza să ia legătura cu senatorul și deputatul și acei politicieni ar primi zeci de mii de telefoane, de scrisori, eu sunt convins că ar începe să asculte, dar acei oameni iau deciziile pentru că prea puțină lume îi contactează și prea puțină lume îi urmărește să vadă ce legi votează, ce se discută, adică să ia la întrebări. Deci discuția care ați avut aseară, de exemplu, cu doamna senatoare, unde să pui întrebări, să dezbați o anumită lege, aia ar trebui să se întâmple în Parlament și oamenii ar trebui să urmărească acest proces de dezbatere, ce se dezbate, cum se dezbate și din păcate, pentru că asta nu se întâmplă. Lucrurile n-au cum să se schimbe în România până în momentul când oamenii își iau destinele în propriile mâini și vor să schimbe lucruri. Da, da. Trebuie să admiți că îți trebuie ceva energie, trebuie să ai, știi, pe mine și pe mine mă apucă uneori depresia și eu sunt destul de optimist așa de felul meu, dar am momente în care mi se pare că nu mai e nimic de făcut. E foarte bună această poveste despre care vorbești tu, punem mâna pe telefoane, îl sunăm pe parlamentarul X, îl bombardăm cu telefoane, numai că în România am ajuns într-o situație absolut dementă. Nu știu alegătorii la ce număr de telefon ar putea fi găsit nu știu care parlamentar. Deci nu există. El n-are un site acolo să spună, mă, puteți suna pe acest număr la orice oră din zi și din noapte. Răspund la telefon. În primul rând, cred că ar trebui să meargă să verifice dacă acele informații care sunt disponibile publicului pe site-ul Camerei Deputaților, dacă sunt valabile și dacă nu sunt valabile, atunci trebuie să deci sunt super convins că acei senatori și deputați au un birou, un teritoriu, au o modalitate prin care pot să fie contactați sau chiar presa poate să aibă acces la ei să-i întrebe unde puteți fi contactați, în ce fel. Pentru că de acolo se începe. Dacă nu există acest dialog între cetățean și cel pe care l-a ales, n-au cum să funcționeze. Adică ei sunt cei care fac legile, care reprezintă pe cetățeni. Cetățenii nu pot să fie doar nemulțumiți și să meargă să protesteze în fața Parlamentului dacă ei inițial nu au luat legătura cu acești parlamentari sau nu știu cine îi reprezintă și ce votează pentru ei sau ce nu votează mai degrabă. Da, e bună observația ta, e vorba și de implicarea oamenilor practic în acest moment, nu mai trebuie să aștepte doar de la o clasă conducătoare să schimbe pentru că ea lăsată de capul ei nu o să schimbe niciodată, trebuie forțată la un moment dat schimbarea asta. Scientifice lideri din rândul lor în care au încredere și care au capacitatea de a schimba lucrurile, să-i propuseze în față, să-i pună sau să formeze noi partide sau să candideze în partidele care deja există, dar oameni care să aibă încredere și care să dorească într-adevăr să facă lucruri pentru comunitate și pentru țară și mai puțin pentru ei. Mulțumesc, Marian Petruța, pentru acest apel. Mergem la domnul Ion Cotoi, pe care îl salut. Bună seara! Bună seara, bună ziua la noi aici. Bună ziua la dumneavoastră acolo, într-adevăr. Statele Unite ale Americii, da? Da. Da. Am să vă arăt cum e vremea. Vă rog, aici. Ia să vedem. Să vede? Da, văd. E bine. E bine? E bine.
E bine, îmi pare rău că nu pot să vă arăt și eu cum e vremea aici. În București a fost o ploaie, o nenorocire. E frumos. La noi e frumos acum aici. E bine. Asta este minunat. A fost și la noi frumos, dar trebuie să recunoaștem că e o iarnă încă blândă. Faptul că suntem în 16 decembrie și încă n-avem ninsorile alea teribile, dar eu mi-aș dori așa de Crăciun, vă spun sincer, niște zăpadă. Parcă nu-i Crăciun fără zăpadă. Da. Domnul Turcescu, vă rog. Eu fac parte din generația care a plătit două datorii. Una de război și alta externă. Da. Datoria de război a fost achitată în 1964, iar cea externă în 1989. Corect. În 1982 aveam 10-11 miliarde de lei, de dolari datorie. În 1982 ne pregăteam mai mult, bineînțeles, să plecăm în cooperare în Maroc. Și înainte de asta făceam o pregătire la Ștefan Gheorghiu de vreo 10 zile, cum să ne comportăm acolo ca străini cu populația respectivă, cu oamenii, cu elevii, cu la școală, căpătam un fel de instructaj. Așa. Și eu am luat cuvântul și l-am întrebat pe cel care ne făcea instructajul. Câtă datorie avem și cât timp va dura să o achităm și ce trebuie să facem noi pentru asta. Ei bine, mi-a răspuns imediat, avem 10-11 miliarde datorie, vă duceți acolo, munciți, veniți acasă care mai veniți, dacă mai veniți, și o mai vedea. Am venit acasă, unii dintre cei cu care am fost acolo au plecat, n-au mai venit, eu am venit acasă și, într-adevăr, în 89 m-a prins Revoluția acasă. În anul respectiv, în 1989, director fiind la un liceu, am organizat, de fapt, directoarea adjunctă cu UTC-ul a organizat două întâlniri foarte interesante, am să vi le povestesc. Una în aprilie cu Mihai Șora. Așa. Și Marin Sorescu. Întâlnire cu elevii la școala noastră, la liceul nostru. În 15 decembrie 1989, aceeași directoare cu UTC-ul organizează întâlnire la Craiova, un simpozion impresionant a fost la Casa de Cultură a Tineretului, organizat de liceul nostru, cu reprezentanți din Comitetul Central al UTC-ului, un reprezentant de la Agerpres, comentator de politică externă, un coleg de la Radio-Televiziunea Română și Oliviu German. Așa. Am ținut acest simpozion, vinerea era cam așa cea, nu mai mi-aduc aminte exact, în orice caz către sfârșit de săptămână, veniseră cu trenul de dimineață de la București, înjurau de mama focului toți că înghețaseră de frig prin tren și așa mai departe. A doua zi la școală, soția mea avea colegă, o profesoară al cărei soț era procuror militar. Și i-a spus așa, dacă pe soțul tău nu-l închid ăștia în următoarele zile, atunci e bine. Se referea la faptul că ceea ce spuseseră unii dintre ei acolo era foarte periculos. Nu mi-am dat seama deloc, pentru că eu eram mai mult cu organizarea decât la sfârșit, când am luat cuvântul să le mulțumesc. E bine, după Revoluție, bine, înainte de asta, pe data de 19 m-am dus la București să-mi iau copilul de la facultate. Așa. Și am dormit la București, la Grozăvești, în cameră cu el. Și a doua zi, pe 20, era și ziua soției, ne-am dus prin oraș, mi-am cumpărat eu un costum de haine de pe bulevardul Victoria Socialismului.
nu fusesem niciodată până atunci. Atunci am văzut și eu Casa Poporului mai de aproape. Da. Și o cămașă chinezească. Am luat un tort, am venit acasă, ne-am culcat. Domnule, n-am simțit absolut nimic. Am plecat acasă și abia atunci am aflat despre ce e vorba. Pe 21-22 decembrie. Așa târziu nu ascultați Europa Liberă deloc? N-aveați... Nu. Nu e Europa Liberă. Aveam un televizor pe care îl cumpărasem din străinătate și n-avea sonor pe români. Eu nu mă uitam decât la sârbi atunci. Am înțeles, da. În orice caz, înainte de congres, se simțea ceva. Înainte de congres am stat de vorbă cu cineva care, mă rog, ne cunoșteam, copiii lui erau elevii mei, eram vecini și îmi spunea așa, înainte de congres, aș vrea să mor acum și să mă trezesc după congres. Așa măsuri de drastice s-au luat în perioada congresului. Da. Iar când am fost la București, pe drum, deci pe 19 decembrie, pe autostrada Pitești-București, ne-am întâlnit cu niște tineri care mergeau în sens invers către Craiova, din București către Craiova, numai cu Lada Samara, și tineri toți frumoși se opreau, vorbea cu lumea și au trecut încolo. Nu știu ce era cu ei, toată lumea spunea că erau turiști. A fost plin de turiști în decembrie 89 în România. A fost la un moment dat o creștere exponențială a numărului de turiști, ceva nemai pomenit. Semn că nu erau turiști, erau turiști trimiși în misiune, ca să zicem așa. Ăștia probabil erau cei care... Umblau cu Lada. Da, ăștia erau. Sunt multe lucruri care, mă rog, sunt greu de descifrat acum. În privința celor 26 de ani, eu aș vrea să spun un lucru. Apropo de libertate, lumea e mult mai greu de trăit în libertate decât în dictatură. Pentru că aici, în libertate, trebuie să răspunzi tu de tine. Mai mult decât să gândească altul pentru tine sau să te forțeze să gândești altfel. Aș vrea să vă dau un citat din Goethe. Nimeni nu e mai înrobit decât cel care crede în mod greșit că e liber. Deci oamenii au impresia că sunt liberi. E bine, libertatea asta nu este ceva care să vină de undeva din afară. Omul trebuie să-și construiască singur libertatea. Și apropo de trecutul ăsta de 26 de ani, pe care noi îl evocăm mereu, îmi vin în minte acum alte cuvinte ale lui John Galsworthy, le scrie în introducerea romanului Forsyth Saga și zice așa, lăsați trecutul mort să-și îngroape morții. Este ceva mai potrivit decât dacă trecutul ar învia vreodată. Da, interesant. Da, iar interesant. În privința faptului că la noi se fură în continuu și nu se mai termină de furat pentru că mereu se găsește ceva de furat, eu să închei cu următoarea zicală. Când românul nu mai are ce fură, își fură căciula și tot găsește ceva de Da, corect, s-a întâmplat și asta. Da. Își fură singur căciula. Ziceți-mi și mie, poate până duminică, ce faceți de Crăciunul ăsta? Veniți în țară? Nu, merg la băiatul meu, el lucrează în City, în Manhattan, asta ca să vă... Spun cam care este motivul pentru care mă găsesc pe aici, la vârsta asta. Am un singur băiat, suntem toți aici, aproape. Și acasă vin în fiecare an, să știți. Vin ori toamnă. Mă gândeam dacă nu vă e dor de un cârnat, de o tobă, de un șorici. Avem aici, să știți, în magazine în Queens, în oraș, sunt magazine românești. Și ne putem face rost oricând. Perfect, excelent.
Da. Nu e nicio problemă din punctul ăsta de vedere. Bine, când vin la dumneavoastră acolo în... Poate ne vedem. În Statele Unite ne vedem și mergem la... Dacă mergem și în Statele Unite să mâncăm tot la mâncare românească, e perfect. E mâncare românească, oamenii, prietenii, colegii cu care suntem aici și obișnuiesc să pregătească și soția face sarmale, da, salata la beu și așa mai departe. Așa perfect. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule Ion Cotoi, pentru acest apel. Interesant, mai ales că mozaicul ăsta al vârstelor, oameni care erau la vârsta maturității în 1989, alții care erau adolescenți, alții care erau la mijlocul vieții sau în puterea vieții. E foarte interesant pentru că toți am perceput cei care aveam ochii deschiși la acea vreme, în mod diferit poate ceea ce se întâmpla atunci în 89. Singurul lucru pe care îl știam cu siguranță era că ne doream foarte multă libertate. Idei din ăsta despre capitalism și ce presupune capitalismul, vă spun sincer că la 14 ani jumătate nu înțelegeam mare lucru. Dar ideea asta a faptului că pot să strig, sunt liber să spun că unul, e prost, da? Conducător. Faptul că părinții îmi spuneau să nu cumva să spui vreun ban cu Ceaușescu înainte de 1989 și după aceea auzeam brusc, cum toată lumea spunea, bancuri cu Ceaușescu sau altfel de bancuri și aveau puterea să conteste la un moment dat un lider politic. Primele meeting-uri, vă aduceți aminte, și împotriva lui Iliescu, foarte multe împotriva celorlalți. Meeting-urile pentru Iliescu atunci în anii 90 erau mai mult pro decât contra. Marian alături de noi, salut Marian! Seara, domnule Turcescu, mă scuzați, dar eram la masă când a sunat prima dată. Am Soția înțeles. Vine mai târziu, da, eu da, trebuie da, să pregătesc. Pregătești. Stăteam și urcam. Am înțeles, foarte bine. Ai terminat poftă mare sau zicem da, în continuare? Da, trebuie să spăl vasele, dar după ce termin cu dumneavoastră, am șorțul deja. Am văzut tot timpul, apar cu șorțul ăsta așa la un moment dat. Da. Păi da, pentru că trebuie să spăl vasele, să pregătesc de mâncare, eu mă pun șorțul pe mine ca să nu mă murdăresc. Am înțeles, foarte bine, arăs foarte bine așa, poate facem și un cooking show la un moment dat, da? E o variantă. Da, mă găsiți mereu așa, pentru că e orarul când exact eu pregătesc de mâncare. Dar ce ai gătit? Ce ai gătit? Vrei să spun ce am mâncat în seara asta? Da, vreau să știu ce ai gătit. Dacă, da. Soția deja începe să râdă. Da, așa. Și arăt ceva pe care poate o să rămâi impresionat, dar o să zic că da, domnule, ăsta e român. Mm. Am făcut cartofi prăjiți cu ou prăjit, nu? Cum să mănânc acasă, un cartof prăjit cu ou, nu? Așa. Ok. Salată, dar știți în ce am făcut? Stați puțin să vă arăt. Arată, ia să văd. Chiar sunt foarte curios. Se rușinează. Nu, vreau să văd, neapărat. Ia, e important. Da. Ia uitați-vă. Dar pe soția ta tot timpul o ții ascunsă, nu arăți niciodată. A, ți-ai venit cu tuciu după tine, ai te dus în Italia. Da? Ai luat, nu spun. Dar atenție, nu prea l-ai folosit, nu prea e negru așa sau, da? Sau e un tuș cumpărat de acolo? N-ai luat unul? Nu. Acesta e de fontă adevărat, adică e tuș. Mama mea, acum câțiva ani când am venit în România, veneam cu mașina, da, de mulți ani. Și mi l-a făcut cadou. Zice, ia să ți-l iei la tine în Italia când faceți cartofi prăjiți. Și mi-a dat unul și pentru fata mea, să știți. Foarte bine. Fata mea, unul la fel. Foarte bine, sunt convins. Nu se poate fără tuci, fără nu merge absolut nimic. Da, ai dreptate. Bun. Uitați soția, dar nu vrea să arate. Da, tot timpul ne-a spus că e rușinoasă. Da, am înțeles. Da, asta e ușor, ușor învață și lucrurile astea. Da, da, bun. Marian, ce făceai în 89? Unde erai? Cu ce te ocupai și de ce? Trebuie să spun eu, acasă, că eu sunt din București, sunt din Pantelimon. Nu știu dacă cunosc zona lângă aproape unde era stadionul 23, fostul vechi. Eram acasă, soția era la manifestația aceea mare că i-a scos de la servici. Eu așteptam acasă. Când am văzut ce s-a întâmplat, am fost așa un pic frică. Pornul mi-a povestit ea când a ajuns acasă ce era acolo, cum se împingea lumea și ce... Drept să spun eu, nu am ieșit pe stradă. De n-ai ce să mint, să spun, da, am fost, m-am dus, nu am ieșit. Nu am ieșit. Bun, și cum ai trăit momentul ăla? Te-ai dus repede să te uiți pe ceva, pe un... Bun, asta a fost târziu când ți-a arătat ceva la televizor, dar ascultai ceva, Europa Liberă? Ascultam cu prietenii la Europa Liberă înainte, cu 2-3 săptămâni, o lună, din când în când mai auzeam ce se spune acolo.
Eu credeam că ceva o să se întâmple vreodată, nu se poate să mergi până la infinit, așa și cum e, nu? Ulciorul nu merge de multe ori la apă. Corect, da, dar trebuie să admitem că a mers vreo câteva zeci de ani ulciorul ăsta. Știu, da, e adevărat, dar până la urmă trebuia să fie și un sfârșit, să spunem așa, nu? Nu se putea merge la infinit. Cei din jurul nostru începuseră deja să se schimbe, rămusesem noi așa în mijloc care... Credeam că o să se mai poată să meargă înainte. Ți-ai dorit foarte mult libertatea la acel moment? Adică aveai o dorință teribilă de a-l vedea plecat pe Ceaușescu? Poate că el nu era chiar vinovatul principal, cum e și acum. Nu mai Hani să fie vinovat sau Ponta sau altcineva. Sunt toți împreună, chiar și ăia care erau pe lângă ei. Am văzut filmulețul care l-ai dat. Să știi că mie mi s-a părut adică un gest foarte patriotic din partea lui, ceea ce a spus. Nu te supăra. Nu că eu îl laud pe el sau îi țin, dar ceea ce a spus Ceaușescu, a spus ceva adevărat? Nu e bizar că... Bărțile românilor trebuie să fie ale românilor. Adică nu a zis ceva, el nu și-a vândut țara. Cum ceea ce au făcut alții acum în 26 de ani. Nu știu dacă sunteți de acord cu mine. Mă gândesc că nu și-a vândut țara, dar și-a nenorocit poporul. Ceea ce e o crimă... Știu, dar uitați că în 26 teribilă. De ani alții au nenorocit poporul. Și asta e adevărat. Da. Și asta e adevărat. Da. Mă gândesc însă totuși, dacă nu-i cumva e bizară povestea asta, dar 26 de ani distanță de la căderea dictatorului, nenorocitului de Ceaușescu, o grămadă de oameni vin și spun, domne, stai puțin că poate lucrurile trebuie nuanțate, nu era el singur. Eu spun sincer, îmi doream, deși eram un adolescent la vremea aceea, îmi doream să nu mai văd... Eu aveam 26 de ani în 89. Tu aveai 26, eu aveam 14, dar îmi doream să nu mai văd pe Ceaușescu. Eu când vedeam spectacole la televizor, nenorocirile alea, ne puneau să recităm la sărbările de sfârșit, dar toate nenorocirile. Da. Eu am fost de mulți ani, foarte mulți ani la rând, am făcut și un pic de sport în România, ne scotea la aceea manifestație din 23 august. Da, exact. Ne duceam mereu la când erau înainte de se făcea înainte cu o lună de zile, fiecare aproape săptămână eram acolo ca să ne pregătim pentru această defilare. Deci știu cum este, știu că nu era bine, era obligat să faci anumite chestii, nici eu nu eram de acord cu chestiile astea. Marian, da, spune. Poate că și de-aia am plecat în altă parte și am venit într-o țară democrată de foarte mult timp, pentru că o gândeam și eu atunci. Poate că locul meu a fost aici, afară, într-o țară unde eram deja, mă simțeam deja la, în largul tău? În largul meu, eram deja pregătit pentru așa ceva, adică simțeam ceva, nu știu. Eu m-am adaptat foarte repede aici la în Italia, să știți, 25 de ani de care sunt aici, dar să știți că m-am adaptat foarte bine. Sunt mulți români care sunt aici de 20 de ani, dar ei nu s-au adaptat. Am avut un prieten din copilărie, a stat cu mine aici în Italia. După 5-6 ani aici, eu nu pot să stau aici. Eu mă întorc în România. El a plecat acasă, înapoi. Pentru că nu rezista la modul de a gândi lor aici în Italia, cum se gândește, cum se lucrează. Era o viață pentru el diferită de cum era obișnuită România. Da. Spune-mi, atâta vreau să mai știu de la tine. În 26 de ani ăștia care au trecut de la momentul 1989, ce ți-ai fi dorit să vezi schimbându-se mult mai rapid în țară, în România? Că tu privi... Mult mai rapid, eu știu, poate mentalitatea oamenilor. Asta e greu și e prea cuprinzătoare. Dă-mi măcar așa un exemplu, o chestiune punctuală. Bă, mi-aș fi dorit, să vă duc eu, de exemplu, în 26 de ani am visat și visez în continuare să avem autostrăzi. Dar eu sunt sătul, uitați, și domnul Sima este în legătura asta să spună ce autostrăzi sunt în Elveția și cum au săpat munții. Nu știu dacă dar le-am văzut, am fost, bineînțeles, am fost și în Elveția și în Italia, am văzut. Când îi văd băia că au făcut cât un tunel de 5 km, 5 km de tunel și îmi spuneau la un moment dat, l-am făcut, dar încât, într-un an jumate, doi, nu știu. Și eu mă gândesc că ăștia în București, până au făcut un nenorocit de pasaj de câteva sute de metri, le-a luat 4 ani și acum se chinuie să facă o gaură de metrou și au dărâmat jumătate de cartier, pe, nu știu. Am văzut. Gotardul are 17 km de tunel.
Iată. Au făcut acum unul nou, cred că, dacă nu mă înșel, anul viitor sau peste 2 ani, domnul Sima cred că știe mai bine ca mine, unul nou, că l-a făcut pe lângă ăsta vechi, care e un pic cam, nu mai era chiar așa la standardele mari, care este și mai lung de 50 și ceva de kilometri, dacă nu greșesc, în care are și stație de feroviară care te duce la 3000 de metri sub munte, sub Gotardul din Milano, ca să te duci la schi aici în Elveția, da, la 3200 pe ghețar. Deci cobori în acest, la jumătatea tunelului unde are și stație de tren, cobori, iei ascensorul până la 3000 și ceva de metri, ieși afară, ai schiat, seara iei trenul și te întorci înapoi la Milano într-o oră, oră jumătate. Goale în România. Da. Deci dumneavoastră ați avut visul ăsta pentru străzi, nu aici, dacă le avem deja, adică dacă eu le au deja, au ceva. Eu aș fi dorit să se schimbe România în totul. V-am spus, eu și mâine m-aș întoarce acasă. Chiar subiectul care l-a spus dumneavoastră cu noi de afară să facem ceva nu politică, cuvântul ăsta politică mie nu prea îmi place, să știți. Bine, să facem ce vrei, un ONG, un... Da, așa ceva, da, se poate să face. Când vreți dumneavoastră, dacă vreți, intrăm în contact și că și eu am... Soția chiar râdea când dumneavoastră a spus. Zice, du-te, uite că e de tine. Mulțumesc foarte mult, Marian, da, alături. Și, aici în Italia, o să știți că comentez politica vieții italiene și astea sunt foarte... Te văd. Te facem realizator Unde TV, îți spun eu. Am un proiect în cap cu mai mulți dintre cei... Vrei, chiar și ți-am zis pe planul, dar nu politică, nu-mi place cuvântul politică, să știi. Eu cred că politica, cuvântul politică... E din antichitate, nu se poate conduce lumea altfel, fără politicieni. E imposibil, n-am inventat pe altă... Uite, în anumite țări au început deja, în Italia este movimentul ăsta, mișcarea 5 stele se numește. Da. E, am văzut că și în România, cum zice, mișcarea populară a lui domnul Păsescu, cred că înțeleg și el ceva, că lumea e cam sătulă de cuvântul politic și de politică. De cuvântul cred partid, eu. Da, partidul e în tot și în toate. Partidul vrea, trebuie să, este un ordin politic, trebuie să-l executăm sau să facem. Da. Este un ordin. Vedeți, eu cred că e lumea sătulă. Și după 26 de ani, că toți politicii și politic, trebuie să găsim o altă denumire, cred. Zic eu. Mulțumesc, Marian. Ne auzim și ne vedem. Mulțumesc. Bună seara. Toată seara bună. Că tot l-ai pormenit pe domnul Sima. Domnul Sima e alături de noi. Salut, Cristi. Salut, Robert. Ce faci? M-am reîntors acasă. Cam umbli așa în ultima perioadă, da? Te așteaptă lumea aici pe Unde TV și tu umbli teleleu. Mai trebuie să și muncim. Da, e bine. E foarte bine dacă ai muncit. Ce făceai în 1989 pe vremea asta, Cristian Sima? Deci pe vremea asta mi-aduc aminte fiecare zi. Și în 1989, eram asistent la Catedra de Matematică a lui Stănășilă la Institutul Politehnic. Și vorbisem cu Sandu Filipoiu să-mi țină orele pe ultimele 3 zile ca să mă duc la munte. Și am plecat la munte pe 16, evident cu radioul VEF sau Selena aveam, un radio rusesc și acolo am ascultat de chestiile de la Timișoara din 16. Mi-a luat prietena și am renunțat la sejurul din Poiana Brașov. Oricum era cam gol acolo, nu era nici zăpadă, nici nimic, era foarte cald. Și am luat trenul de noapte, exact trenul care pe vremea aia făcea Timișoara, Brașov, Brașov-București. Și am ajuns înapoi în România, fiind convins că trebuie să explodeze și la noi. Eu așteptam de mult să explodeze. Deja în octombrie am bătut sărăștia de la securitate. Eram oaia neagră, nu știam ce naiba să fac și mi-aduc aminte perfect. Pe 17 dimineața am ajuns în București. Și pe 21, când a fost manifestația, am fost la școală, la facultatea de automatică. Aveam un seminar, că m-am dus la seminarii și le-am spus că astăzi nu facem matematică și cine vrea să vină cu mine să facem istorie. Și am mers în piață pe 21. După aia pot să-ți povestesc tot,
pentru că pe 22 am fost primul care am intrat în televiziunea română, am ajuns acolo. Eu stăteam într-un demisol pe Grigore Mora, am plecat pe 21 după ce ne-au udat. Că au dat cu apă, n-au tras în oameni, decât târziu, după 12 noaptea s-a tras în oameni. S-au tras numai în aer, au dat cu spumă, au dat cu apă. Să știi că ne tolerau și dacă ar fi vrut să ne alunge, era simplu, opreau un metrou. Îți dai seama că la Revoluția din 21 ne-am permis să ne ducem să ne schimbăm plovările după ce ne-au dat cu apă. Și ne-am întors. Și la 12 noaptea, 12 jumate, așa, când se cam spărgea gașca și ăștia avansau cu tancurile din toate părțile și cu uslașii, am plecat. Ne-a refugiat la mine acasă, că eu stăteam, aveam la un demisol, un garaj și un demisol. Stăteam acolo și dimineață am ascultat Europa Liberă toată noaptea, care a relatat tot felul de chestii, unele adevărate, unele mai puțin adevărate, cum aveau și ei, cum primeau informații, de până Timișoara, că ideea era la Timișoara, deja era liber, era orașul cucerit. Și dimineață când am ieșit în stradă de pe Grigore Mora, venea toată masa de la Piața Palatului, după ce fugise Ceaușescu, era prânz la 11-12, venea spre televiziune. Și când am ajuns în fața televiziunii, automat, noi ieșind în casă, eu și cu un prieten de-al meu, care avea avocat Victor Vasile, care sigur să uită acum la emisiune, ar putea și să intervină. Păi să intervine, cine îl oprește? Am ajuns în față la televiziune și a venit Brateș cu ochelarii și ne-a întrebat, voi sunteți reprezentanții poporului? Mi-a zis că nu era niciun lider, nimic. Și mi-a zis, da, zice, veniți încoa. Și ne-a dus în studioul 4, după care mi-ar trebui o jumătate de oră, o să afli în volumul 2 din carte, tot ce am văzut în studioul 4, pentru că am văzut mult și am mai și înregistrat ceva, pentru că aveam un casetofon cu baterii. Când m-au ținut bateriile alea, am Dar cum de te-ai dus tu la televiziune pregătit cu castofonul cu baterii? Pentru că am zis că e moment istoric, a fugit Ceaușescu, se întâmplă ceva, deci că știam că a fugit Ceaușescu, încă nu a apărut. Eu am fost în studioul 4 înainte să vină Dinescu, înainte să vină, era Brate și era oia de la Plugușor. Și acolo, în studioul 4, intrau, veneau, ieșeau, se schimbau discursuri, s-a vorbit în toaletă, am înregistrat tot ce pot, am și caseta. Deci a fost super interesant. Pot să spun și cum a discutat militarul cu Iliescu despre teroriști, duminică seară. Uite, știi cine aștepta în studioul 4 când eu am venit, vezi, domne, adus de pe stradă ca reprezentant al poporului, eu și cu Victor Vasile. Cine? Cine era acolo și aștepta? Era Ioana Pavelescu cu bărbatul Sion, băiatul Nenea Iescu, care erau deja de două ore acolo pe baricade. Știau și că fuge Ceaușescu, urmau să intre în pâine. Păi cum? Ioana Pavelescu știa, Mihai Bujor Sion știa... Și Iliescu tot declară că pe el l-a prins tot momentul ăsta. Eu când am venit la editura acolo, tehnică, da. Studioul 4 era Brateș, erau ăia de la Plugușor, Brateș m-a adus de mână acolo. Și la intrarea în studioul 4, că studioul 4 era cum intrai pe un hol, prima cameră pe stânga, dar mai era un hol, casa scărilor, acolo unde s-a adunase lumea, că n-aveai unde să stai. Mhm. Când am venit, eu nu era nimeni, era doar Ioana Pavelescu cu Bujor Sion. Eu nici nu știam unde e studioul 4, că nu fusesem în televiziunea română în viața mea, abar n-aveam. Bun. Victor, amicul ăsta al meu, mai știa câte ceva, că era prieten cu o fată care era fata lui Ioan Ionel, ăla care făcea teleenciclopedia. Și care știa drumurile pe acolo, că mai fusese pe la... cum ar veni soacră-sa, socră-sul. Și drept urmare știa drumul. Și am ajuns în studioul 4, că Brateș ne-a băgat în televiziune, dar nu ne-a arătat, nu ne-a dus undeva. Ideea lui era că am luat niște reprezentanți și am calmat lumea. Și pe noi nu fi luat că eram mai tine. Nu păream atât de agresiv ca aia care aveau 40-50 de ani. Mă, da, apari în filmările alea din studioul 4? Nu, că n-am fost în studio, am fost în momentul în care au venit filmările, am stat afară, văd ce se întâmplă. Să nu crezi că realizam foarte bine ce era. Ideea mea era să înregistrez și eu ceva istoric ce se întâmplă, că era
ca stofând din ăla cu microfon, să nu crezi că avea microfon incorporat. Da. Pe care după mai târziu le-am tras cu un CD-ul. Că altfel se ducea banda în 26 de ani. Dar așa, privind retrospectiv, la momentul ăsta, ți se pare că puneau la cale o scenetă acolo? Adică lucrurile erau deja știute sau a fost o chestie? Să auzi, deci îți spun, puneau la cale, au pus la cale sceneta cu teroriști. Da. În toaletă de la televiziune, militarul îi spunea lui Iescu, bă, nu ești nimeni tu, nimeni, acum lumea vrea jos comunismul, nu ești nimeni. Trebuie să fii salvator ca să te recunoască poporul drept lider. Și acolo au pus la cale toată chestia cu teroriști. Dar au pus-o ad hoc. N-aveau planul stabilit dinainte. Și punând o chestie, când eram în studioul 4, și asta e și Brateș, poate să spună și altul, cum îl cheamă. Că am fost și când m-am întâlnit și cu Rebenciuc, când a venit cu sulul de hârtie igienică în seara. Da. Am stat pe scaun, deci stăteam cum stăteau microfoanele, era atât de mic acolo, nu știu câte ore am stat. Bun, și la un moment dat eu să ajut, că eu credeam că ăia totuși au întors armele, sunt în sfârșit. Însă nu crezi că realizam foarte bine ce se întâmplă. După aia am realizat ce se întâmplă a doua zi, a treia zi. Dar prima chestie care mi-a dat de gândit și mi-am dat seama că totul e scenare curată, mă duc și le spun că nu mai aveau apă. Zic, domnule, mi-a adus un copil două lăzi de apă minerală de la meditație. Zic, vi le aduc, că eu stau în demisol aici. Apă din aia, borsec, la hârtii, sticlele. Sticlele de borsec, clasice. Clasice, care dacă erau maro, erau și de ulei și de borsec. Și riscai să apă cu ulei sau bere cu ulei. Știi cum era? Știu, știu. Sticle albe sau verzi. Da. Și mă duc acasă cu Victor să iau apa minerală, să o aduc. Și le spun la ce număr stau, că mă stau la, aici pe Grigore Mora 28. Și în timp ce eu eram acasă la subsol, ăștia anunță la televizor, asta era deja noapte, târziu, când începuse să tragă bine. Deci eram la 3-4 dimineața, nu mai țin minte exact. Dar oricum în noapte, deci stătuzi, eram acolo de 12 ore. Moment în care ăștia anunță la televizor să trage din Grigore Mora 28. Deci când eu eram noroc că eram în garaj, în demisol, au ciurit toată chestia, au făcut tot țândă. Eu stăteam cu chirie la o doamnă Bădescu, care doamna Bădescu era soțul la unul Bădescu, care murise și fusese ministru al lui Ceaușescu. Și mi-închiriase cu o sumă imensă, 2500 de lei, mi se pare, adică tot salariul meu de la, noroc că făceam meditații, de asistent la Politehnică, eu mi-închiriase un demisol. Numai când au tras în demisol, aveam urme, am poze, au tras cu Vitea. Deci au făcut țândăr tot. Numai că eu fiind în demisol, îți dai seama, stând jos, n-au avut niciun glonț, n-avea cum, că eram în pământ, practic. Și după aia când m-am întors la... că m-am întors la televiziune. Dar m-am întors, era deja dimineață, bine, că mi-a fost frică să ies de acolo, nu mai aveam curaj să ies. Chiar când s-a terminat de tras în casa respectivă, că ăștia anunțau la televizor, dădeau adrese. În cutare loc să trage și veneau toți aia, indiferent că erau armată, că erau copii, și ziceau de acolo să trage. Ei nu vedeau că se trage, dar începeau să ciuruiască tot. Toate casele alea de la televiziune au fost alese. Că toate au venit, dacă vezi înregistrările, o să vezi că se spune Grigore Mora 28 înainte ca eu să mă duc. Că eu deci să poate... Dar asta, hai să vedem ce ar fi putut să fie. Ce, au vrut să te prindă acolo, să te împuște? Care era ideea? Rămas în cap lor o adresă, au zis domnul... Rămas în cap și dădeau adrese. N-au avut nicio chestie. O, deci, pe Brateș l-ai mai văzut vreodată după aceea să-l întrebă, nea Brateș, ce-a fost mă acolo? Niciodată, nu l-am mai văzut niciodată. Păi oricum eu după 20 mai am plecat în România, 8 ani de zile n-am fost. Da. Și nici n-am vrut să pun piciorul, întâmplător m-am întors. Dar îți spun sigur că atunci, ăsta, cum îl cheamă, Melinescu, care era... Era Popescu, nu mai știu cum îl chema. Popescu ăla, nu. Marinescu primea bilete și le citea ca bou acolo, că ce le verifica el.
Problema e cine le aducea, eu nu cunosc persoane care le aducea. Dacă le-aș vedea, pe unele le-aș recunoaște. Dar conducătorul șef era Brateș. Nu era, ăsta stătea acolo, ca dementul și tot citea. Primim o informație, să trage Grigore Mora 28. Trum. Că eu spun faza că n-am ascultat-o la televizor. A prietena lui Victor a rămas în televiziune. Și rămânând în televiziune s-a uitat la televizor. Și zice, cum bă, păi ăia băieții au plecat să vă aducă apă minerală de la adresa aia și voi spuneți, nu, că se trage, să nu se mai ducă. Păi noi eram deja înăuntru. Gândește Grigore Mora de la intrarea în televiziune, treci pe Angrație și ești pe Mora. Erau 5 minute de mers pe jos. Ce circ, ce scenetă, ce plan pus la cale. L-au pus în televiziune, când a venit Iliescu să vorbească, l-a luat militarul și a zis, bă, tu nu ești nimeni. Și înregistrarea aia o am. Mi-a fost frică să o dau după ce a câștigat Iliescu sau în perioada aia. Era super, ci dracu știe ce mi se întâmplă. Păi dă-ne înregistrarea, să o dăm pe unde TV aici, să auzim. Să o dau, stai să ne blocheze contul, că e în casetă în bancă aici. Ah, interesant. Da. Am pus-o în casetă în bancă, unde vrei să o pun? Dacă e ceva, pe aia nu mai... Oricum nu mai e interesant acum, că nu mai contează. De ce? Pentru cartea de istorie online. Pentru cartea de istorie am scris două capitole numai despre Revoluție în volumul 2 și o să le public. Bine, te lăsăm după să mulți. Ne-am adus aminte, na. Mulțumesc foarte mult, Cristian Sima, cu povești, cu amintiri, mărturii din perioada acelor zile, lucruri care s-au spus, care nu s-au spus. Angela Tocila alături de noi. Să rămână, Angela. Bună seara, Robert. Mă bucur că te revedem. Ce faci? Și eu mă bucur. Mulțumesc bine. Da? Mucoasă, răcită, așa ca de sezon. Ca de sezon, asta e. Las că da, treci. Da, m-auziți bine, da? Și te auzim perfect, te vedem extraordinar. Super, am laptop nou. Gata. Da, Moș Crăciun a venit mai devreme la mine și... Asta e minunat. Se simte. Perfect. Da. E minunat. Angela... Ce făceai acum 26 de ani? Cum îți petreceai Revoluția? Știi cum? Stăteam la televizor, m-a prins momentul fugii lui Ceaușescu, m-a prins, eram la o prietenă de-a mea și ne uitam, bineînțeles, la televizor. Și eram patru, eram trei fete și un amic de-al nostru. Și când am auzit, când au intrat ăștia în studio acolo, fraților, am învins, am Caramitru, știi, da, formula? Da. Am căzut în genunchi. Am căzut în genunchi și am început să țip de bucurie. Pe urmă am ieșit pe balcon. Prietena mea stătea la etajul 4 și am început să țipăm de sus. Mergeți la televizoare, uitați. Lumea s-a uitat de contrariată, nu înțelegeau ce spune, ce se întâmplă. Ieșiseră din magazine, vânzătoarele se uitau, lumea era speriată, era foarte speriată în momentul ăla. Și am zis, hai să mergem în centru. Pe prietena mea, bineînțeles, ne-a lăsat-o maică-sa. Maică-sa era medic și ne-a lăsat-o să... Și am plecat numai eu cu amicul respectiv. Ne-am urcat în tramvai și am început să cântăm Deșteaptă-te române. Și toată lumea era foarte interesată de frumusețile orașului, că se uitau toți pe geam. Nimeni n-avea curajul. Deci nu ne-a ținut isola, că dacă doi proști, numai noi doi. Numai noi doi. Între timp am văzut, înainte să trecem podul de Cebal, peste Criș, venea un tip cu un bărbat îmbrăcat în salopetă, cu un steag, cu stema tăiată și țin minte că era adăugat un, deci ca să fie, aibă coada mai lungă cam cum e a stegarului Dac, așa că deci nu pot să nu fac comparații. Am înțeles, da. Până la urmă am ajuns, am sperat atât de mult și am ajuns atât de prost încât nu-mi vine să cred. Eu chiar am fost o naivă, de fapt toți am fost naivi. Bun, hai să termin mai departe. Deci am ajuns noi când în Deșteapte române, fără cor, fără așa, acompaniament, am ajuns în centru, lângă primărie și m-am așezat în fața tramvaiului. Să nu mai plece. Dar de ce? Care era ideea? Să nu mai plece tramvai? Era ideea să nu mai plece tramvai, să adune și la noi lumea, să lumea, face, da, să face și de revoluție în 21. Da, da. Deja se trăsese și se... Asta, să face și de ceva frumos de 21 decembrie, nu?
Ei, și s-au oprit tramvaile, ne-am adunat, la început am fost doar eu cu prietenul ăsta meu și încă 5-6 gură cască, restul se fereau, le era teamă. Pe urmă s-au început să se adune, a început să vină lumea, unii de curioși, unul știu ce, și până la urmă s-a strâns marea de mulțime. Ei, din marea aia de mulțime, mulți au urcat la balcon. Au urcat la balcon și o gașcă pestriță acolo, deci puteai să vezi ce, toată fauna orașului, deci care au fost mai iute de picior, mă înțelegi? Da, e scena au... clasică. Da, cine scena a prins... clasică. Da. Unul chiar încerca să se urce pe perete ca Spider-Man, pedalele clădirii, știi? Da, da. Era clădirea... Ca să se urce, da. Clădirea și... clasică, așa, cu dalele respective, cum erau acum, toate astea. Da, e da. Și acum. Păi așa sunt marile orașe, toate clădirile, unde era... Atunci am cunoscut și un personaj foarte pitoresc, care a murit anul ăsta. Da? Un Spider-Man local. Ăla s-a cățărat vis-a-vis cu, cu primăria. Este o biserică reformată. Nu reformată, cred că e catolică. Și s-a urcat pe paratrăznet, acolo sus pe clopotniță. Și era târnat doar de, cu piciorul de paratrăznetul ăla și era de acolo răcnea. Acum dacă mă uit înapoi... Așa, dacă te uiți înapoi... Am motive de râs, pentru că lumea era atât de euforică și cu toate astea atât de încordată, încât nu îndrăzneai să nu ții somnul. De exemplu, s-a urcat unul acolo la balcon și a început să țipe: vrem banane! Mulțimea: vrem banane! Vrem portocale! Vrem portocale! Și pe urmă au început ăștia, a venit generalul nu știu care de la... Îți dai seama, Robert, noi eram prinși acolo între... Deci dacă veneau de pe armatei române, deci din partea, acum stau eu acum cu fața la televizor, dacă ar fi venit din partea stângă, unde erau toate cazărmile și în Oradea, ca în toate orașele mari, au fost o grămadă de cazărmi, toate armele, tanchiști, așa și mai departe, în partea stângă, acum mă uit la tine, de fapt în partea mea era Crișul, deci râul Crișu repede și podul. Deci dacă ar fi fost o ambuscadă, n-ar fi trebuit să tragă noi. Deci că ne-am fi călcat noi în picioare și am fi căzut în Criș. Criș, înțelegi? Da. Ei, apoi a venit generalul nu știu care și a fraternizat cu demonstrații. După aia a venit o doamnă cu o blană de vulpe. Deci mie mi-a rămas atât bine în memorie toate, a fost foarte, foarte important pentru mine momentul ăla. Și eu, cum sunt mică de înălțime, am rugat pe cineva, un prieten de-al meu, să mă ridice pe umăr, să văd câtă lume. Deci era înțesat și podul și mă mir că nu s-a rupt podul cu atâta mulțime, euforică. Deci în prima zi au fost euforie, în a doua zi la fel euforie. Ei, în a treia zi deja începeai să calci pe covor de cioburi, că toată lumea de acolo, de la Revoluție, s-a dus la alimentară și a cumpărat de la oțet până la cică vinul ăla de 13 lei, dacă îți mai amintești, da. La care noi ziceam coci și bor, vin de căruțaș, pentru că ăla era cel mai ieftin și cel mai prost vinul posibil. De surcele, da. Da, așa. Din ce știu, da. Din pastile sau așa. Da. Și vreau să-ți povestesc, am mai povestit-o și cu alte ocazii, dar în scris, o scenă care pe mine m-a impresionat foarte tare, pentru că a reprezentat momentul acela de grație pe care îl trăiam cu toții în prima zi. Era un băiat și o fată, își petrecuse capetele prin gaura drapelului și se țineau așa, o ținea după talie și ea pe el după talie. Și era tricolor și vorbeau ungurește. Deci momentul acela, dacă ar fi fost exploatat, pentru că noi nu existau acum simțit români. Nu conta că ne pupam între noi cu țigani, nu conta. Deci eram toți români. A fost un moment sublim. Și mă bucur că am trăit în momentul ăsta, chiar dacă s-a dovedit apoi că ne-au manipulat și că ne-au trimis, că zicea, mergeți că e otrăvită uzina de apă, imediat să forma o patrulă formată din, că ce știu, vreo 200 de oameni, tâgâdând pe jos până la uzina de apă, mergeți la aeroport că e atacat, vin teroriști, iar pe jos, dai seama, până la aeroport îți vreau, nu știu, 15 km, ceva de genul ăsta, mergea lumea, alerga la aeroport să apere, deci în momentele alea, da, simțeai că ți-ai fi dat viața pentru țară și ai fi făcut-o zâmbind, deci nu simțeai teama, atât era atâta adrenalină încât nu ți era teamă, ziceai,
la un moment dat au apărut niște copii, au fost cu steagul, au luat steagul primit de la șeful de scară, că știi că acolo era șeful de scară și bine n-a vrut să mi-l dea șefas, crezi că mi-l dă pe la cu, mi-l dă pe la, știi, steagul partidului, steagul roșu cu secera și ciocanul, și zic că pe la nu mi-l dă, zic și plec de aici fără steag și pe la nu mi-l trebuie, că mă omoară aia acolo, îți dai seama. Și au apărut unii și au desfăcut steagul, știi, și erau unguri și au desfăcut steagul și l-a văzut că ăla probabil că l-a luat fiind ceapă de la șeful de scară și zice, fii boss mec, că ne omoară ăștia strânge repede. Deci au fost niște faze absolut hilare, știi, dacă le povestesc acum, cu toate că, da, înainte cu, deci prin 16 de când a început la Timișoara, ascultam Europa Liberă, era imposibil de ascultat și Europa Liberă, pentru că cu toate sârmele pe care le legam de calorifer, băgaseră bruiaj la greu în perioada aia. Era bruiaj la greu. Eu mai aveam noroc pentru că tata, fiind un vestit în Pitești, reparator de televizoare, constructor de radiouri, de nu știu ce, trăsese o antenă pentru Europa Liberă, că îți poți închipui, dacă îl prindeau atunci, ei luau gâtul, între două blocuri. Deci erau două blocuri turn în Pitești și trăsese o sârmă între ele la ultimul etaj și aveam cea mai tare antenă practic făcută la momentul respectiv. Sigur că sârma era foarte subțirică, așa să nu vadă ăia, să o ochească de joc careva. Era interzis, evident, trecea vreun avion pe acolo, nu vreau să mă gândesc ce s-ar fi întâmplat, dar mă rog, la înălțimea aia nu prea zburau avioane. S-ar fi întâmplat, sigur. Prindeam Europa Liberă în tot blocul Glanț. Deci toată lumea asculta blocul ăla B7 din Pitești, cred că era celebru, pentru că toată lumea era pe Europa Liberă. Da? De la parter până la etajul 10 era nebunie. Da. 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 Dar într-adevăr se crescuse bruiajul. Da. Scuze-mă, cu 2 ani înainte de 89, mă înfuriasem eu odată că ne lasă curentul și eu citeam atunci foarte mult și nu poți citi la lampă oricât te chinui. Și m-am apucat și am rupt toate prima pagină din toate manualele pe care le păstrasem cu Ceaușescu. Am desenat gratii pe ele cu carioca și am scris de desubt deșteaptă-te române. Și m-am dus și le-am împărțit prin cutiile poștale. A fost foarte deșteaptă, că am fost și la noi în scară, nu știu cum să spun, dar așa m-am aflat și cine a fost turnător la noi în scară și nu aveam unul, ci doi înturnători. A venit securitatea, deci vreau să spun că mi-a fost atât de frică mi-a fost. Au venit și la mine, dar mi-am păstrat cumpătul și nu m-am dat de gol. Canon Rocu, că aveam un vecin recalcitrant la căruia îi confiscaseră videouri, care era mai mult pe la casa de pe la casa de corecție și după aia la pușcărie și nu știu ce săracul. L-au luat pe ăla, l-au pus să scrie cu stânga, cu dreapta, cu piciorul, cu nasul, să confrunte scrisul de mână. Nici cum nu pușca, n-avea cum să asta. Și mă gândesc că puteam să stau 2 ani la beci dacă mă prindeau. Mă prindeau, stăteam 2 ani, mă ascundeau, de nu mă mai vedeam. Angela, spune-mi, te rog, așa, la 26 de ani sau după 26 de ani, ce sentimente încearcă? Sigur, dincolo de, am bătut pasul pe loc, ne-am mișcat prea greu, e ritmul, e ok, cum e? Cum ți se pare? O dezamăgire cruntă, cruntă pentru noi, eu care am crezut că România va deveni un Eldorado. O Elveție. Primul meu drum în afara țării a fost după Revoluție, deci a fost în Budapesta, care Budapesta era un oraș superb și pe vremea comuniștilor. Și când am trecut granița de la luminile de pe drum din Ungaria, deci am trecut de no man's land-ul ăla dintre granițe și am ajuns pe partea română, unde brusc s-a făcut întuneric, un întuneric total de iad. Și am dat în primele 5 gropi, am avut așa un sentiment, știi cum, de ușurare și de ușurare, de tristețe, dar și de speranță și am zis, am ajuns acasă. Deci pentru mine, întunericul ăla plin de gropi era acasă, știi? Ei, în momentul ăla eu am fost convinsă că vom putea fi o Elveție, că știam că avem de toate, că nu avem datorii, că ne cocoșase ăla cu... foamea, cu lipurile, cu ăsta și cea bun, nu avem datorii, putem să o luăm de la zero. Deci atunci era momentul zero. Și ar fi fost, țara asta ar fi fost într-adevăr departe dacă nu avea ghinionul să dea peste tovarășul secretar de la, unde ziceai, la editura tehnică. Da. Și de Ghinion Iliescu. Citatea lui cu Rusia. Când mă gândesc că avea de gând și a chemat Rusia atunci, în zilele alea, nu știu,
Mie îmi pare rău că nu mai avem legea marțială, nu pentru el, ci și pentru borfașii ăștia care ne-au jefuit 26 de ani. Îmi pare rău. Și știi cât ar trebui? 6 luni, doar 6 luni. Și îți garantez că s-ar curăța. Deși e târziu și totuși mai are încă țara asta resurse din moment ce se mai poate fura. Se mai fură, are... se fură ca la Balamuc în continuare. Ca la Balamuc, da? Da. Dar pe noi ne interesează să n-aibă ciobanii 3 câini la șes. În condițiile în care București... Eu cred că-s nebun, mă, Angela. Când tu da, deci Bucureștiul geme de câini maidanezi, câmpurile din jurul Ploieștilor au deja turme de câini, pentru că câini sălbăticiți, deci aparent o nouă rasă, câinii de câmp. Deci pentru mine e ireal ce se întâmplă. Tu știi cine vor fi următorii care vor sări gardul la Palatul Parlamentului? Șoferii din București. Știi de ce? No. Deci de vreo săptămână așa, dar în ultimele 2 zile mai ales, în București nu se mai poate circula. Deci s-a ajuns la afaceri la un moment dat din nordul Bucureștiului până undeva, să zicem, în partea cealaltă a orașului, 2 ore și jumătate, 3. Deci fii atentă, 2 ore și jumătate, 3. Este un dezastru, e o nenorocire. Știi că sistemul ăla a făcut de Oprescu, cum știi până așa, nu păi mai dacă dă o nu mai funcționează. Dacă mai dă și o zăpadă din aia, s-a terminat, deci la revedere. Ultima nu mai. Pe care am văzut-o acum vreo 5-6 ani, de era zăpada până la, aproape până la etajul 2, am văzut de când m-a făcut mama să meargă buldozerul pe stradă, să dea zăpada, să îngroape mașinile. Ăia posesorii de mașini veneau și dădeau zăpada înapoi în drum ca să-și dezgroape mașinile. Eu n-am văzut așa și ceva, n-am pomenit așa ceva în viața mea. Eu de pe scările de la Gara de Nord, crede-mă că nici măcar treptele alea, angajații de acolo nu le-au curățat de zăpadă, mergeam pe urmele pașilor altora. Deci da. E catastrof. Da, dacă vine zăpada și va veni... Da, sper să intrați. Eu mă întreb totuși de ce bucureștenii nu i-au susținut pe oieri. Odată ce, ții minte că acum când a fost pentru colectiv, s-a urcat un băiat pe gardul Parlamentului și a fost dat jos. Ok, dacă mergeau și acum, mai mergeau încă 500 de bucureșteni, nu mai mult. Și să fi forțat și ei, cum să permiți? Eu am scris asta, e talpa țării, țara asta s-a clădit pe oieri și pe agricultori, nu pe războinici, nu pe samurai, pe ciobani și agricultori. Cum Angela, să dai cu ordin să se dea cu gaze lacrimogene în bunicii tăi, în erau oameni bă. Vreau să te rog acolo. Să comentăm cum împreună o secvență, vreau să difuzez o secvență. Este o secvență pe care am primit-o astăzi de la unul dintre telespectatorii noștri. Îl veți auzi și numele aici. Este vorba de ce se întâmplă pe DN54 Corabia, limita Telorman, acolo unde asfaltează, atenție, asfalta astăzi pe ploaie firma Alex Cor a deputatului PSD Cornel Ciocan. Deci, atenție la acest moment, rog frumos, are 1 minut și 15 secunde. Vreau să-l difuzez acum pentru că este... Okay. Halucinant, da? Să vezi ce se întâmplă în România când vine vorba de turnat asfalt. Priviți, oameni buni, această secvență, repet, se întâmpla astăzi, o să vedeți, o să deduceți din dialogul care urmează. Dar am să-i rog pe colegii mei, ia să vedem, să preluăm și aici, o dați voi de acolo, secvența o dau eu, hai să punem aici în ecran. Bun, deci urmăriți acest moment pentru că el este antologic realmente, dar sigur, ați mai văzut așa ceva la un moment dat în România, însă urmăriți că e un dialog telefonic interesant. Omul ăsta îl sună pe șeful de la, nu știu, drumuri și îi spune, bă, toarnă ăștia-i tăi asfalt pe ploaie și ăla zice, aoleu, cum așa, e posibil? Da, ascultați dialogul și urmăriți și imaginile, vă rog. Da. Bună seara, domn director regional. Bună seara. Claudiu Țuțulan, mă numesc. Da. Domn director, o rugăminte la dumneavoastră, fapt să vă raportez o problemă care ne arde pe toți la bugetul țării. Așa. De pe DN54, limită Telorman spre Gârcov, spre Corabia, să toarnă covor asfaltic la 3 grade și cu plouă torențial. Asta e foarte clar, imediat îi sunt ăștia să oprească pe ei. Deci eu le-am făcut niște poze acum ca să dă asta și ei stau și toarnă continuu că deci nu se poate ca să-și bată joc de bugetul țării. Categoric că nu au fost instructați să respecte normativele în vigoare. Pentru că sunt două grade, deci ei stau să încălzesc la foc și așteaptă să vină mașinile ca să toarne acum. Păi emulsia asta a luat-o toată ploaia acum. Imediat îi sunt ăștia să se ducă acolo șeful
Deci le-am făcut niște poze. Dacă vreți să le, asta, să le arătați și nu să convin, le, vi le trimit dumneavoastră. Nu, ca să... credem, dar vi le dați pe mail. Da, fără nicio problemă, domnul director, fără nicio problemă. Mulțumesc. Că respect, să trăiți o seară bună, să trăiți mai bine. Angela, ce zici, bă, tu, mă? Cum fac, bă, ăștia de asfaltează ei? A, bă, în decembrie, mă? Bă, în decembrie, pe ploaie, ăștia toarnă asfalt, mă. Te doare. Bravo, felicitări, domnul Tuțulan, pentru aceste imagini. Dar faceți toți lucrul ăsta, prieteni. Cum îi prindeți? Cu asfalt pe ploaie? Cu... Trimiteți către Unde TV, pe adresa Unde TV, Unde TV online, arongmail.com. Dați-ne aceste genul ăsta de exemple. Hai, mă, să încercăm să-i oprim pe ăștia să mai fie, să ne ia de proști. Păi numai așa, numai așa. Altfel, numai, da. Uite, de exemplu, bun, a dat telefon la domn director, dar domn director a fost și luat din oală, el era foarte surprins. Uh-huh. Dar banii nu se spală așa de capul. Ăla a luat pătarul acolo, e ultimul om la care a ajuns la nu? Și dacă... mai face și lucru, mai duce o lopată de asfalt, de mortar sau de ce știu, de piatră la unul care vrea să-și îngroape în curte soacră. Da, corect. De exemplu. Și nu... Niciun caz, domn director, n-a fost surprins. A știut el că se asfaltează pe ploaie. De fapt, el a dat ordine să asfalteze pe ploaie. Deci le-am dat indicat normative, le-au normative să nu asfalteze pe ploaie. Ce vorbești, mă, toarnă ăștia în tot? Nu. Păi, ba, da, asfaltați pe ploaie, pentru că drumul ăla se va prăbuși la primul camion, nu? Păi, am mai văzut asfalt tras aici între Oradea și Băile Felix, o stradă asfalt de 2 cm peste piatră direct. Deci, mai eu nu sunt de specialitate și pe mine chestiile tehnice nu mă interesează foarte tare. Cu toate astea, știu că drumul ăla se împrăștie și așa s-a și întâmplat. Ca norocul că nu s-a plătit lucrarea și trebuie să vină să-l facă așa cum trebuie. Mă, dar ce nemernici, mă. Deci, bă, deci ceva de sperie. N-au avut toată vara, toată toamna, n-au avut timp să asfalteze, mă. Și în București fac la fel în momentul de față. Asfaltează în luna lui decembrie. Bă, da, zici că suntem nebuni, mă, n-ai pomenit, dar atenție, nu acoperă o găurică. Bulevarde întregi în momentul de față, toarnă ăștia asfalt. Nu se tem, asta e problema. Ce spuneam mai devreme? Amada, bun, știu că nu se poate, că nu ne mai dă voie Europa ca să sărim și noi repede, să fim civilizați, cum am sărit cu toate prostiile, din păcate, da? Dar nu se tem, oamenii ăștia trebuie să se teamă de ceva. Nu de 3 ani de pușcărie cu 7000 de cărți, cu biblioteci scrise de niște analfabeti și de niște... Am auzit că și Voiculescu a scris deja 8 cărți. Ioan Nicolae, care poate și ăla abia aleagă 2 fraze în scris, a scris și ăla nu știu câte cărți. Odată legea asta trebuie scoasă. Omul trebuie să stea la pușcărie, ai primit 10 ani, cum zicea Father Terheș într-o seară, no parole. Da? Fără că ăsta e liberare condiționată, stai, frate, acolo, cu toate că stau în condiții de lux. Nu știu de ce am eu bănuiala și aș putea băga mâna în foc că domnul Adrian ăsta a dormit în patul lui în fiecare noapte, cât a stat la pușcărie, am bănuiala asta, dacă nu a avut o rezervă de lux. Pentru că mi-au parvenit niște informații și am și pe Politic Stand că de fapt a ieșit de la Hilton Jilava Adrian Stase, că nu arăta ca un bărbat care a ieșit din pușcărie cu nasul în pământ și care nu și-a văzut copiii de la ultimul vorbitor. Să fim serioși. Deci e bătaie de joc și ăștia nu se tem, normal. Asfaltează iarna ca să se strice, să sifoneze banii noștri, de fapt, să-și bată joc de banii noștri. Ți-am povestit data trecută de drumul Oradea-Beiuș. Păi pe ăla, dacă nu l-ar asfalta în toate anotimpurile, nu l-ar asfalta niciodată. În orice anotimp te duci, orice vreme, fie ploaie, prin crivăți, prin spânci, prin mii de baionete, îi asfaltează. Mulțumesc, Angela Tocilă. Mulțumesc. Ne revedem curând. Prieteni, suntem la finalul emisiunii această seară. Acum câteva ediții v-am spus că nătărăi ăștia din Parlament cu interzicerea publicității la TV, cu medicamentele, cu farmaciile, omoară o piață întreagă de publicitate. I-a ieșit scandal mare, ca să vedeți că se confirmă ce anticipam atunci. Dar acum înțeleg că parlamentarii se roagă de Iohannis să respingă legea asta votată, zic ei întâmplător. Păi mă, cum să votați, mă, întâmplător? Deci ăștia ajung la un moment dat în Parlament să spună am votat întâmplător, n-am știut ce votăm. Vă dați seama în ce nebunie s-a ajuns, unde s-a ajuns, la ce nivel au ajuns ăștia în momentul de față?
ei spun că nu mai știu ce votează, votează întâmplător. Azi erau mielușei când s-a dus Iohannis în Parlament. O situație bizară. 26 de ani de la Revoluție, perioada asta scursă, așa ne găsește într-o situație absolut bizară. Poanta serii, ca să zicem așa, vine de la Oscar Manto. Hai să dăm și această fotografie, că mi-a plăcut, să ne mai amuzăm puțin, așa. Tot e discuția asta cu fumătorii. A făcut Oscar Manto această, așa, ia să vedem, să vede bine, dar fumatul ucide. Da? Sigur, ce, nu fumează doamna? Fumează, cum să nu? Deci fumatul ucide, despre asta este vorba. Prieteni, ne revedem, atenție, duminică. Deci duminică, următoarea ediție, Videocrația aici pe Unde TV. Dacă nu se întâmplă ceva înfiorător în țărișoară până duminică, o să discutăm despre ceea ce v-am propus și zic că e interesant. Combinăm așa, facem iarăși o punte, românii din diaspora cu românii din țară. Ce obiceiuri, tradiții, de ce le e dor, discutăm așa, ca de la suflet la suflet un picuț. Dom'le, mi-e dor dacă sunt la Milano, uite că nu stă acasă, că bun, găsesc aici un cârnat, chiar și o bucată de șoriș, dar n-am unde să pârlesc un porc. Da? Tare-s curios dacă românii ăștia, dincolo de ce se mai întâmpla acum câțiva ani, nu știu, în Germania, pe nu știu unde, dar românii din Italia, de exemplu, dacă vor să taie un porc, nu știu, în Sicilia acolo, în sud, unde mai sunt, sătut, lece, așa, pot să o facă sau nu pot? Sau românii din America. Marea problemă, am dus odată, mi-aduc aminte, în Statele Unite, în urmă cu niște ani de zile și îmi spunea cineva ce, dacă ai putea, i-am întrebat, vrei ceva de acasă să vă aduc ceva, o țuică? Nu, nu, că țuică, mă rog, nu, prea bem, nu știu ce. Dar dumne, am vrea dacă ați putea să ne aduceți niște varză murată. Cum să se aduc numai varză murată? Da, zice, varză murată pentru că, zice, găsim aici tot soiul de chestii în care să facem sarmalele, dar varză murată greu și nici nu găsim varza aia noastră să o putem băga la murat. Ce am încercat cu niște chestii de la chinez, la nu merge absolut, nu poți să faci. N-am putut să mă duc, evident, cu varză murată. Asta mai lipsa, să ajung cu varză murată în Statele Unite. Nici nu intram, că iau niște controle la graniță înfiorătoare. E altă problemă. Dar, uite, genul ăsta de întâmplări sau, dacă vreți, de lipsuri, în sensul în care le lipsesc anumite lucruri românilor plecați din străinătate, acum mai ales în perioada sărbătorilor. Și știu că unii dintre ei și mulți dintre ei, de fapt, se întorc în țară în această perioadă, poate îi prindem pe drum sau în timp ce își fac bagajele. Duminică seara, așadar, de la ora 20:30, într-o nouă ediție a emisiunii Videocrația. Până atunci, să fiți sănătoși, dați-ne o mână de ajutor, intrați pe turcescu.ro și găsiți acolo felul în care puteți sprijini cu donații proiectul Unde TV. Să aveți o noapte liniștită, Doamne ajută, ne revedem duminică seara de la ora 20:30. Soundnet.ro, cel mai tare showroom de sunet și lumini din România. Vino să testezi echipamentele din Accord și Electrovoice la Soundnet.ro. Boxe, mixere, amplificatoare, procesoare, lumini, tot ce ai nevoie pentru locația ta. Soundnet.ro.